Marcus Aurelius. Cine nu-l cunoaște pe Marcus Aurelius? Does he need an introduction? I don't know. În primul rând, salut. În al doilea rând, aș vrea să confirmați dacă tot e normal cu conexiunea, dacă nu sare imaginea. Ca de obicei eu văd așa un fel de delay de vreo 5 secunde probabil, dar we will see. Am făcut un mic upgrade la internet, așa că technically speaking ar trebui să fie tot fine. Tot o bene ar trebui să fie. Rubicon, salut! Salut! Șerban Muntean, domnul cavalerist, probabil, Ana Maria, ok, dacă e ok. Dacă e ok, înseamnă că e ok, sunetul e ok, da? Tot e ok, everything good. Yes, nice, cum e dispoziția la voi, la dumneavoastră, la voi, da, dumneavoastră totuși e singular, la voi, că sunteți mai mulți. În afară de internet, cu asta, cu fanul, nu s-a schimbat multe, deci... Încă decolează un avion, încă de data trecută. Deci, e un fel de, știi, inside joke deja devine cu fanul ăsta. E interesant totuși în ce moment el începe să decoleze mai tare. Știi, așa, e tare aleatoriu. Aproape ca... Da, nu știu ce tangență am vrut să fac. În fine, eu întâi... Cred că, deși am discutat eu despre Marcus Aurelius de mai multe ori și tangențial, dar și am dedicat o parte a episodului 5 din podcast. Episodul 5, care încă cât vreo 2 ani în urmă am făcut de mult. Dar eu cred că, mă rog, merită să-l introducem așa, puțin, cel puțin contextul în care a trăit. Și așa, niște date biografice despre el, dar nu prea mult, nu o să vă enunt prea mult cu date, dar înainte să trecem, știi, să citim cartea a doua, în care el, de fapt, începe meditațiile ca atare, aș vrea totuși să vă prezint niște note, da, să vedem, first desktop, deci... Sunt mulți factori interesanți despre el, de fapt. În primul rând, numele lui, de fapt, original, nu chiar Marcus Aurelius. Deci, inițial e Marcus Annius Verus. Sau Marcus Catilius Severus. Severus, Harry Potter, știți. Dar a fost adoptat de Antoninus Pius. De Antoninus Pius, deci era un împărat care... Tot a fost adoptat de Hadrian înainte de asta. E mai scurt, e convoluted story, o să vă spun mai pe urmă, dar... Deci el și-a preluat, cumva, numele Aurelius. Și numele lui întreg era, cel puțin în finalitate, Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Da, era nepot prin alianță al viitorului împărat, da, Antoninus Pius, care l-a adoptat la dorința împăratului Hadrian, care l-a adoptat pe Antoninus Pius. Mai scurt, nu o să vă... Dar that's the point, adică el a fost, Marcus Aurelius a fost antrenat de mic, a fost adoptat și a fost de mic deja pregătit, era clar din start că el va fi un împărat, dacă nu se va întâmpla, știi, nimic din calea afară. Și deci în decurs de vreo 20 de ani, Marcus Aurelius a fost antrenat pentru a deveni un împărat. Și că imaginați-vă astăzi, nu știu, vreun politician să fie pregătit 20 de ani să conducă, ăsta e... inimaginabil, adică anume pregătit specific pentru a conduce un stat oraș, ori nu știu, un stat, mă rog, specific, adică e un antrenament tare specific și asta e, ar trebui depus în context și asta tot e o tensiune la Marcus Aurelius, o să vă spun pe urmă, dar e complex omul, știi? Oamenii care poate îl citesc așa din citate, mă rog, el e tare, a redevenit popular ca și stoicismul. Prin citate, el pare cam, poate banal, ori nu știu cum să-i spun, dar el e mult mai complex om, de fapt, pentru că nu e așa de sfânt, poate, în anumite aspecte, știi? El a avut mulți copii, da, eu chiar, cel puțin vreo 10, după cât se știe, și mai mult de jumătate au decedat în timpul ce Marcus încă trăia. Și deci durerea pentru el era o chestie tare personală, știi? Chiar și...
soția lui, parcă se murise înainte ca el să moară în 1180. Și asta se observă în meditațiile lui, da? În gânduri către sine însuși sau gânduri către mine însumi, de fapt, era denumită original. El a domnit din 61 până în 80, deci până la moartea sa. Și el a intrat, de fapt, în conducere, erau vremuri dificile, politic vorbind și teritorial, deci erau multe atacuri, diferite fronturi din partea barbarilor și triburilor germanice. Sunt multe aici drame, deci poate o să vă povesti, poate, mă rog, o să vă trimit notițele astea după, dar este chiar aici un... Da, el suferise înfrângeri, dar, mă rog, deci după un triumf în Roma a apărut și o epidemie de ciumă. Deci era multe probleme, nu numai externe, dar și interne. Și toate astea l-a determinat pe Marcus să se apropie și mai mult de stoicism, probabil, știi? Asta e chestia cu stoicismul. El e cam circumstanțial, probabil, știi? Dar în circumstanțele alea în care era probabil filosofie perfectă pentru el. Dar a fost antrenat de mic, cât de cât prin stoicism. Și, da, a avut o dramă cu Avidius Cassius, da, care a crezut un zvon că Marcus Aurelius a murit și a decis așa prin uzurpare aproape să devină împărat, mă rog, a unor provincii. Și Marcus Aurelius, mă rog, era mai cât pe ce să facă un fel de război civil, dar Avidius Cassius a murit și, mă rog, rebel a murit și totul cumva s-a soluționat de la sine. Alt factor e că probabil cel mai popular fiu al său, Commodus, e o antiteză a lui Marcus, știi? Că asta e tragedia lui Marcus, parcă toate învățăturile astea, dar faptul că poate el nu era prezent mereu lângă copiii lui, că era așa un om ocupat, da? A adus consecințe nu prea bune, în sens că Commodus era un tiran, a devenit un tiran. Chiar dacă ați privit filmul Gladiator, ăla din 2000, oricând era, păi acolo e împăratul Romei, Commodus. Și chiar este și Marcus Aurelius acolo într-o scenă în care parcă e dezamăgit de el și vrea să-i, nu știu, să-i spună, să se îndrepte pe drumul corect, dar clar că n-are efect. Chiar este memul ăla cu Commodus în care el disapproves, știi, așa, thumbs down, apoi asta era Commodus. Auta cum ești pe actor. Nu era Joaquin Phoenix? Nu știu dacă era Joaquin Phoenix, în fine. Seamănă cu el. Finisesc detalii, dar mă rog. Deci tot e un context important și un context poate cam scandalos în timpul modern, că domnia lui Marcus Aurelius cumva, dar n-a început-o, dar a continuat o persecuție a creștinilor, care era destul de tipică în Imperiul Roman atunci. Deci el nu că a făcut ceva diferit, dar el nici n-a oprit asta, dar în același timp, atunci, în a doilea secol, era noastră, creștinii încă nu erau atât de importanți, ori n-aveau așa influență, știi, și da, e bine știut că romanii nu prea îi iubeau la început. S-a schimbat asta cu Constantin I, dar asta deja e altă istorie. Și deci, asta e chestia, știi, unii care îl critică pe Marcus Aurelius, băi, nu era așa de om sfânt, știi, poate ce scria în cărți nu chiar reflecta total ce făcea el în acțiune și e dificil și... Asta poate și rolul nostru ca cititori să distingem unde au fost mai multe lecții ca încercări ale lui să devină mai bun, dar unde de fapt el a reușit, știi, și se vede de fapt spre sfârșitul cărții, în ultimele cărți, mă rog, ele zis vizate în cărți, se vede cum el îi devine cât mai greu să... Deci are un struggle intern, știi, are o dificultate să urmărească stoicismul. Și poate de-aia și e atractiv pentru noi până acum, că îl vedem ca un om, paradoxal, da, cel mai puternic om din timpul ăla, pentru că era împăratul Imperiului Roman. Dar era atât de uman, adică atât de intime jurnalele astea lui. Și de-aia parcă el nu e chiar stoic tipic, aș spune, știi? Nu e stoic ca... Epictet, de exemplu, care era fost sclav sau poate Seneca, dar Seneca e puțin altceva. Și altă temă e că sunt divergențe între stoicismul roman și stoicismul grec.
clar că grec e predecesorul și a influențat Imperiul, deci filosofia stoică romană. Dar în fine, dar da, și alt factor e că atunci preponderent, deci era cultura greacă în Imperiul Roman foarte mult, deci e bine cunoscut asta, dar atunci în special, deci chiar dacă citești poezii ale dramaturgilor greci în timpurile alea, ei așa scriau de parcă Grecia nu era acaparată de Imperiul Roman, de parcă Grecia trăia, nu știu, parcă era ceva aparte, trăiau parcă în fantezii, știi? Dar asta cumva exprima faptul că grecii aveau influență tare mare asupra romanilor, chiar dacă romanii i-au colonizat cumva, da? Pentru că împărații învățau în greacă, chiar și Julius Caesar, da? Caesar. Se spune că el când l-a asasinat senatul și Brutus, pe el când a spus et tu Brutus, deci a spus în greacă, de fapt, nu în latină, deci în timpul ce a spus, știi? Așa, un detaliu. Deci, greaca era, de fapt, și chiar și la Marcus Aurelius, el scria în greacă. În fine, astea sunt detalii, dar... poate, ok. Încă câteva detalii pentru context. Voi cum, da să văd, voi mai sunteți aici? Tot normal? Tot normal, da? Ok, dacă tot normal. Încă puțin intro și trecem, ne conectăm la Discord acum în vreo 3 minute, 5 minute. Deci ca filosof, eu am povestit mai mult ca, mă rog, ca împărat, cum el a fost, dar ca filosof. El chiar menționează în prima carte. Prima carte e mai mult un fel de credit, știi? Mulțumesc tatălui pentru temperament, ori pentru cal, mulțumesc mamei pentru asta, mulțumesc zeilor pentru asta, mulțumesc că din tuturii lui frontul a fost cel mai important, probabil, deși aici doar câteva cuvinte despre el a spus, deși e paradoxal, pentru că, mă rog, poate de-aia că și așa se scria cu el, deci avea corespondență destul de intensă, aș spune, destul de aproape romantică, aș spune, deci așa era o dragoste între ei, nu știu, era speculații, dar era o relație tare neobișnuită. Și, da, mai erau și alți tutori, mă rog, nu-i nevoie să-i numer pe toți, că puteți citi partea întâi, dar... Deci, conținutul, da, stoicismului, e un fel de moralitate pentru viața de zi cu zi, știi? Nu-i de fapt o filosofie tare profundă, ori nu știu, ceva, niște abstracții, știi? E tare practică, deci e probabil cea mai practică filosofie care există, aș spune, știi? Și, mă rog, unii chiar ascultasem un podcast de la BBC In Our Time, ei au serii cu câțiva filosofi, pe el cu Marcus Aurelius, erau câțiva, mă rog, savanți, ori profi care, din diferite domenii și aveau diferite păreri, deci unii îl apărau pe Marcus Aurelius, dar unul spunea că, băi, de fapt, la dânsul ăsta nu-i filosofie, asta e un fel de self-help, știi? Greu de negat, adică total, pentru că e ca un fel de self-help, dar, băi, self-help-ul lui e atât de bun pentru că e genuine, știi, e autentic, pentru că reflectă dificultățile chiar în viața lui care le-a avut, n-a fost, nu știu, morale pentru, nu știu, pentru a se nimerească în... top bestseller list în New York, deși asta e ironic, el acum post-mortem este de popular. Da, deci... Important este prezentul, nu viitor, nici trecutul care ne împovărează, exact. Deci, e totul văzut prin natură, deci natura e aranjată așa cum zeii au aranjat-o și noi trebuie să acceptăm asta, deci... cum văd stoice viața, da? Noi trăim într-un cosmos material. Un cosmos material, un logos. Și asta e important, distinția în cosmos material. Deci totul ce e material în prejurul nostru e divin, de fapt, în viziunea, știi, stoicilor. Deci nu e ca la Platon. La Platon e... totul ce e material e o copie, deci totul e efemer, n-are de așa multă divinitate, știi? Divinitatea e în tărâmul ideilor. Dar la stoici e mai conectat cu prezentul, e mai fizic, știi, mai fizic filosofia.
Deci noi trăim într-un cosmos material penetrat de un foc divin și rațional, care a aranjat totul spre bine, iar rațiunea noastră individuală, da, a fiecare, e o scânteie acelei rațiuni divine. Și scopul nostru e să înțelegem cum totul a fost aranjat de acea rațiune divină, da? Și să ne acceptăm până la urmă soarta, inclusiv și părțile proaste. Aici un mic typos. Părțile, nu părții el. Părțile. Și poate unii spun că stoicii sunt primii cosmopolitani, știi? Sunt primii globaliști. Hai să ne ducem în total prezent, și este un adevăr în asta, pentru că Aurelius chiar vorbește, chiar și în a doua carte care o să o citim, vorbește despre să ai ceva în comun cu alți oameni, chiar și se referă la alți oameni, nu numai decât la ăștia din Imperiul Roman, dar în genere, oamenii, știi, suntem, întrucât știi, rațiunea divină ne-a făcut, noi suntem toți într-un cosmopolis, știi, și asta e o tensiune, care chiar și-am notat aici, e o tensiune observată în Aurelius, deci e conflictul între, băi, eu trebuie să urmăresc ceea ce, știi, e corect pentru cosmopolis, pentru umanitate, hai să spunem așa. Știi cum azi ne exprimăm când se întâmplă niște crime pe glob? Spunem crimes against humanity. Este un fel de cosmopolitanism, știi? Deci nu, pe noi trebuie să ne doară ce se întâmplă cu alți oameni, indiferent a cărui stat ei aparțin, dar aici și tensiunea, aici și complexitatea lui Aurelius, că datoria lui de mic, el a fost crescut să fie împăratul Imperiului Roman. Imperiul Roman nu era cea mai pașnică fracțiune, ori cel mai pașnic imperiu. Deci este un conflict aici, știi? Mă rog, el a fost tras în luptele astea, dar... Deci n-ai putea spune că el e absolut stoic. Asta e ideea, el vedea stoicismul ca un reper și lui era tare foarte dificil să-l urmărească de multe ori. Și asta pe mine personal mă apropie de el, pentru că mi-e dificil să urmăresc unele doctrine stoice, știi, de exemplu, memento mori, meditează asupra morții, e tare dificil să faci asta, știi, zi de zi, e deprimant uneori. Dar în fine, asta e, da, și asta e un fel de, știi, o incipiență a gândirii creștine, cât de paradoxal asta nu sună, știi, ideea asta de universalitatea omenească, știi, că suntem toți făcuți în... chipul cuiva, în chipul Domnului, ori în chipul rațiunii divine, nu știu ce spune. Deci, în fine, eu cred că e de ajuns pentru introducere. Oh, sorry, eu am băgat pe intro. Da, vorbește Camus, nu? Asta e, Andrei. De când am pasat eu, de mult am... De mult, da? Andrei, ce ești de genial, Andrei, deci m-ați auzit măcar cât de cât, ori a fost muzica peste glasul meu cu Camus. Asta e viața, Andrei. O viață faci live-uri și o viață te înveți. Deci voi, ne vorbește Camus. Deci tot ce am pălăvârgit eu a rămas în eter, da? N-a fost... Care e ultimul cuvânt care eu l-am spus înainte să trecem la Camus? Ori despre ce am vorbit eu înainte să trecem la intro lui Camus? N-am auzit deloc. Oh, strașnic. Fantastic. Nu, dar serios, care a fost? Despre ce am vorbit înainte să apăs pe intro? Pentru că am pălăvărgit despre Marcus Aurelius, despre asta, Logosul, despre Machiavelli. Și am vorbit cu mine ca un prost. S-a auzit tot? A fost ok să auzi, dar cu fundal muzical. Aha, ok. Nu, măcar asta. Ok, deci cât de cât ați înțeles. Asta e viața, ce să-i faci? S-a pierdut emisia. În ce sens a pierdut emisia? Glumesc, a fost destul de nice audio-vizual, bă, da, mai s-a auzit. Ok, bine, am lămurit, gata, principal că s-a auzit, principal că v-am lămurit. Am zis tu cu un fon muzical mai puternic, da, asta e treaba, era cam puternic, probabil. O leagă de fail, ce să-i faci, cum fără asta?
Tamalate au fost și audio și video, da. Da, vorbesc despre Marcus Aurelius, despre tensiunile lui stoice și acolo Camus vorbește într-un teatru și cu muzică, exact. Bine, fine, băieți și fete, eu cred că... Că un intro epic cu failuri, ca întotdeauna. De 10 minute, doamne ferește, Andrei. Bine, hai să ne conectăm la Discord pe canalul YouTube Live și să începem să discutăm despre cartea a doua lui Marcus Aurelius, unde de fapt el începe cu meditațiile ca atare. Deci a trecut peste credits de vreo 10 pagini, mulțumesc lui mama, mulțumesc lui tata, și a început a vorbi despre problemele lui, doctrinele lui, mă rog, ideile lui. Ei bine, asta e viața, ce să-i faci. O să vedem deja în post-procesare, că eu le mai postez și audio pe Spotify și așa mai departe. O să văd cum s-a auzit partea aia cu muzică. Dar asta e viața, ce să-i faci. Apropo, vorbind de muzică, trebuie de pus o muzicuță așa, background, cât de cât. Dacă tot v-am inundat cu muzică. Deci bine, ne conectăm la... aha, o să vedem aici, la YouTube Live. YouTube Live, mai auziți, domnilor da. Și domnișoarelor. How are you doing? How is your day? Uite, auzăm cu întârziere, YouTube? Păi da, păi de-aia trebuie, deci stânge, dă pe mut live-ul. Și ascultă-mă, pur și simplu, prin Discord. Asta okay. Ăștia care... Deci nu dați toți pe mod, evident. Doar voi în Discord. Și... Pentru că poate uneori o să mai reîntorc la notițe, dar nu cred că deja tot am spus. Oricum va fi cu voi mai mult. Și în primul rând aș vrea să vă întreb dacă ați citit în genere meditațiile ori gânduri către mine însumi, ori sine însuși. Cum mai ești la Humanity sau numită? Well, eu am citit numai cartea a doua, acum, mai devreme, să înceapă live-ul. Mhm. Asta e fain, asta că am zis și azi discutăm, de fapt, că... Eu vreau așa să avem un slow reading, un fel de, știi? Nu vreau să trecem prin ea ca prin vânt. Aș vrea, știi, să iau niște frazele care le-am subliniat, care ne-au tras atenția și să pot să vă întreb pe voi și pe relevați. Dar da, să nu-i mare... Cartea a doua, vreo 10 pagini maxim. Da. Dar din ea, de fapt, se observă multe idei centrale ale lui Marcus. Vorbesc din perspectiva că am citit toată cartea de mai multe ori. Și chiar când compuneam episodul 5, apoi multe citate le-am luat din a doua carte, de fapt, că sunt destul de bune. Și care e prima impresie? Îmi place că încearcă să fie pozitiv cu faptul că, băi, ai potențial să faci orice, oricât de nașpa ar fi treaba. Și o chestie care mi-a plăcut la nebunie a fost cam pe la penultima pagină, când spune că singurul lucru care ar putea să-ți aparțină este doar prezentul. Mulți oameni au dorința asta de a deține ceva anume. Acum știm că unii sunt avari după bani, să aibă numai bani, ori alții colecționează chestii și chestia asta le umple sufletul. Însă când îți dai seama că doar ce ai este prezentul și conștientizezi faptul că poți fi o persoană care vrea să aibă multe chestii, să dețină și asta l-ar face fericit, nu este chiar pozitiv, adică nu-ți place chiar atât de mult. Dar dacă stai să meditezi mai mult la chestia asta și îți dai seama că nimic nu ține de tine în viața asta, adică nimic nu-ți aparține de la bun început, te poți mulțumi și numai cu prezentul, poți să privești din alt unghi viața și să zâmbești în continuare, chiar ne deține nimica. Pentru că oricum, ăia care dețin chestii, de fapt dețin iluzii, nu chestiile în sine. Da, asta e un fapt în
light motiv în general în toată meditația, e un fel de dezgust față de carnea lui, de tot ce e material. Și îmi pare asta uneori exagerat, personal, adică nu prea mă identific cu tot ce spune Aurelius. Dar, întrucât știi, meditațiile astea au fost scrise de multe ori după lupte, ori între lupte, deci acolo în care el anticipa sânge, război, ori ceva în consecință războiului, deci după ce a văzut violență, după ce a fost parcă forțat să omoare oameni, da, să poruncească niște strategii. Și e un fel de autoliniștire, de aceasta o văd în mult jurnalul ăsta, un fel de... Chiar îi gânduri către el însuși, da? Și... Da, vezi dificultatea cu care el se întâlnește pe parcurs. Dar eu cred că putem... Ok. Unless alții vreți să spuneți ceva ca impresii inițiale, noi putem chiar să trecem la... Să citim primul... Voiam să te întreb, Andrei, dacă te-a inspirat denumirea asta în engleză, anume cum englezii o numesc meditations, pentru a-ți, adică, ca să-ți denumești tu canalul la fel. Adică anume din... Da, da, adică nu știu precis, dar pe cât țin minte... Mă refer că deja citise atunci, da? Sau când da, îl citisem. Da. Okay. Chiar la colegiu, când am avut cursul ăla, păi despre Marcus Aurelius așa a fost tangențial, adică a fost ca un curs, adică despre el n-a fost obligatoriu, căci când era la examen, ori nu era la teste, mă rog, dar eu l-am citit, mă tin că eram singurul din vreo doi din clasă care l-a citit, așa, și mi-a plăcut mult. Și poate de-aia l-am îndrăgit. Cariera Maslow. Cariera Maslow noi. Nu, în genere stoicismul nu prea, nu știu, la cursul ăla nu prea l-am trecut așa profund. Erau master astea cu Descartes, cu existențialism, cu Kant, cu puțin despre alți filosofi moderni. Da, Aristotel, Platon, da, Socrate. Așa era câte o leacă de fiecare. Pentru că bănuiesc că din cauza cam că stoicismul nu e un... N-are un sistem, așa pot spune, un sistem care gen, uite, că asta poți spui precis că e stoicism, astea sunt canoanele, dacă spunem așa, ca după religie. Și de-aia cumva nu ușare... De-aia eu și mulți spun că nu e o filozofie. Cel puțin nu e un sistem filozofic, știi? Dar, da. Și bănesc că de asta, clar, că nu e învățat. Plus că, iarăși, deși cumva îmi pare că stoicii au introdus termenul de logic în filozofie, dar anume termenul de logic după asta au luat sistemul care l-a organizat Aristotel și cumva... Logica, deși introdusă de ei, nu prea e folosită de ei. Adică, mai ales logica care o știm noi, clasică, știi? Da, apropo... Probabil lipsește chestia asta. Da, good point. Pur și simplu, logica la stoicii nu chiar logica, de fapt, știi cum ne gândim la ea azi, e un fel de aranjament al cosmosului, un fel de rațiune. Da, există, parcă știi, o acceptare că totul e aranjat, totul are sens. Un fel de parmenidianism, da, Parmenide, el presocraticul, pe el avea viziunea asta că tot un cosmos, de fapt, el avea viziunea diferită, de exemplu, față de Heraclit. Heraclit credea că totul e flux, totul e în schimb, dar Parmenide spunea chiar dacă noi observăm schimbările în sistemul, da, cosmic, el e într-un sistem care deja e definit, deja, știi, de schimbări la nivel așa, deci într-un sistem, deci sistemul ca tare nu se schimbă, deci e determinat, deci... Poate, eu aș spune așa, stoicii vedeau, da, cosmosul ca, într-un sens, ca Parmenide, dar probabil altfel. Dar Aristotel, apropo, nu era așa de popular atunci când Aurelius trăia, deci în secolul 2. Puțin îl știau. El a devenit popular odată cu ăștia, Sant Augustin, deci cu primii medievali, cam el, da, exact. Platon era mai bine cunoscut și, mă rog, stoicii, greci și
Socrate. Da, apropo de asta, da, stoicii cumva s-au prins la romani mai mult, fiindcă cumva explica mai bine lucrurile în maniera lor romană, fiindcă romanii erau foarte, cum, clar, și militariști, și aveau un fel de ordine, chiar și direct la zei, la, da, da, la ei, și erau succinți, adică erau foarte, corect, da. Disciplina era o parte din cine erau ei și cumva. Ah, da, și ce voiam să menționez, referitor la ce ai spus tu de Parmenide, corect, da, adică la ei teoretic reiesă, adică cum reiesă, nici măcar nu reiesă din filozofia lor. Filozofia lor pornește pe premisa că lumea e ordonată, că zeii sunt buni și că zeii îți vor binele și toate astea. Adică asta e interesant, că el spune, chiar și ăsta, cum îl cheamă, Aurelius, spune că dacă zeii nu vor răul ție și îți vor numai binele, cumva teoretic și tu ar trebui să-ți vrei binele sau ceva de genul. Eu, da, apropo, da, am citit de mult Aurelius și la asta am lucrat, nu prea am avut timp să mă uit, să frunzăresc în volumul 2, da, țin, volumul 2, cartea 2, țin minte prima carte, dacă e despre ca un fel de arbore genealogic, așa, da? Și foarte mult, apropo, pe lângă familie, el spune și de teachers, profesori. Tutor, da? Tutor, da, 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 da. El de tutor, de fapt, mai mult încă vorbește. Da. Foarte mult, da. Foarte Maximus, mult. Sextus, Catulus, Severus, Frontul, în primul rând, Rusticus. Da, cu Frontul mi se pare că o ținută cumva... scrisori, știu că își trimiteau, da, cred, da, corespondență. 20 de Fronto, ani. Da. Fronto era orator, el a învățat oratorica. Și apropo, interesant că Fronto, el nu prea primea filosofie, el nu era așa filosofic, adică el privea sceptic la interesul lui Aurelius față de filosofie. Și Aurelius era cam interesat de filosofie la vreo 12 ani, așa să spun. Da. Era un fel de aproape pornire parcă individuală, știi? Nu era obligatoriu, dar nu știu, eu cred că din el să Aurelius s-a apropiat cel mai alături de Philosopher King, despre care Platon vorbea în Republica, știi? Regele filosof. Da, și îi spun regele filosof. Da, au făcut cam o greșeală, adică la sfârșit de viață, că doar până la el, în general, dinastia asta, Antonius. Da, da, Antonius. Antonius, da. Pius era ăla care l-a... Nu Pius, mă refeream... la dinastie. Da, ceva cu... Verus era bunelul lui. Da, da, dar era ceva legat, nu de bunelul lui, dar anume că se începe cu primul împărat care a dat numele dinastiei și după aia cumva toți se numeau Antonio, da? Și... Mm-hmm. Adică la ei era chestia asta cu cumva înfierea unui urmaș, da? Adică nu era tu copilului tău, dar înfierea unui urmaș care o să fie... Da, el a fost adoptat. Da, și el a fost adoptat de Pius, care era adoptat la rândul lui de Hadrian. Adrian. Da, 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 eu am menționat asta la început. Ah, da? Ok, eu am scăpat. Adrian era foarte impresionat când l-a văzut pe Marc. Aurelius. Sau Marcus, da, tânăr, tare curios și tare... Exact, cumva, da. Cu un fel de witty, da, un fel de înțelepciune așa, de copil, da, totodată curiozitate, da. Ah, da, și ok, că eu m-am dus de la temă, voiam să spun, am spus de Parmenide, dar are și un aspect tare, deși el considera ca și toți stoicii că lumea cumva are un sens, că totul îi... cumva aranjat așa, totul în ordine, el spune că nimic nu e permanent, ceea ce tare e heraclitic, știi? Adică el spune că corpul trezăște, mintea începe să o ia pe bramburea și cumva că nici tu nu ești permanent. Știi? Da, adică da, chestia da. Asta cu memento mori, știi? Că nimic da, nu e pur permanent. Simplu... Da, nu, interesant, pentru că eu văd ca un mix între două, pentru că, de ce spuneam ca Parmenide, pentru că el oricum vede totul aranjat, adică nu totul e haotic, asta e ideea, totul e aranjat, pur și simplu totuși se degradează, pentru că așa e natura, așa e carnea noastră, dar nu-i haotic, asta e ideea, că
cât mai, adică sarcina noastră ca oamenii să înțelegem rațiunea asta divină, da? Să înțelegem cosmosul, să studiem împrejurimea noastră, să o acceptăm. Deci ăsta e un fel de Heraclit, da, mix cu Parmenide, e weird, da, dacă să te gândești. Păi da, pentru că vrei nu vrei că același Platon, care clar cel mai mare influență a avut asupra tuturor filozofilor romani, o lua ce mai bun, cum ce mai bun, ce-o considera el că e corect și decent la Parmenide și-o îmbinat cu ceea ce eu considera că e corect și bine la Heraclit, că doar... Și de la, că... de la Pitagora tot, da. Da, că cumva lumea lui ideală, adică e fix după Parmenide și lumea lui fals, lumea în care trăim noi, e după Heraclit, că totul se schimbă și tot permanent erodat de timp, știi? Da, în fine, eu cred că hai să trecem la text, concetul și discutăm despre text așa mai exact, dacă tot vorbim despre Marcus Aurelius, ar trebui, știi, să vedem chiar ce a spus el, eu cred. Sigur. Și dar o să citesc primul. Cei ce au carte, măcar în PDF, o găsesc chiar pe Discord, am pus-o în anunțuri. E pagina 25 și ar trebui. 25, de fapt, în asta fizic, așa că 84 n-ai de PDF. În fine, cartea a doua. Acestea au fost scrise pe teritoriul Quazilor, aproape de râul Granua. Quazi era un neam germanic situați pe Dunăre, în Moravia. Da, Moravia e cam Bohemia, da, pe acolo, cred că. Da, e mai aproape de Polonia încolo, partea cehii. Da, da, ok, da. Da, da, da. Apropo, să menționez ceva, ca să nu... cum acolo. Difuzez din locul unde a murit el, așa că... Olgu. A, unde? Dar e semnificativ, nu știu cum. Unde a murit Aurelius? Da, da, da. El serios? Da. A, unde ești tu? Vieni, adică... A, suburbiile Vienii. A, da. Chiar am notat asta în notiță. Da, el a murit în unii Viena. Adică acum. Clar că atunci nu exista așa oraș ca clar. Da, eram da. Niște așezări urbani. Bine. De dimineață începe să-ți spui. Voi întâlni un indiscret, un nerecunoscător, un violent, un perfid, un invidios, un nesociabil. Toate acestea le se întâmplă din necunoașterea celor bune și a celor rele. Eu, în schimb, care am înțeles că natura binelui este frumusețea morală și că cea a răului este urâtul moral și că natura celui care greșește este înrodită cu mine, nu numai prin sângele și prin sămânța sa, ci și prin rațiune și participarea la divin, nu pot suferi vreun neajuns de la vreunul dintre ei, căci nimeni nu mă poate urâți moral, iar eu nu mă pot mânia pe unul înrodit cu mine, nici nu-l pot urâ. Căci ne-am născut pentru a ne ajuta unii pe alții, precum picioarele, mâinile, pleoapele și șirurile de dinți, de sus și de jos. Așadar, a acționa unii împotriva altora este împotriva naturii, iar a te mânia și a-l detesta pe un semen înseamnă a-l trata ca pe un adversar. Iată așa, primul paragraf. Deci, iar eu nu mă pot mânia pe unul înrodit cu mine, nici nu-l pot urâ. Ce îți vede așa un fel de cosmopolitanism? De asta aș spune, în contradicție cu faptul că el era împărat roman, știi? E tare bizar că el a adoptat parcă filosofia asta. Corect. E un conflict dacă, permanent. Da, dacă el se afla cumva viziunea lui în Imperiul mai mult decât, mai multe cuțite l-așteptau decât pe Cezar, așa că da. Foarte, foarte anti-roman. Da, era ca un fel de parcă double agent, știi, în sens personal, adică el era în conflict permanent, el facea decizii. Și poate de aia, știi, avea mustrare de conștiință și era nevoit să descarce undeva, să scrie, știi, că el des vorbește despre să nu fii atins de, nu știu, de unul mai prost, ori unul care vorbește aiurea, știi, chestii de astea parcă cunoscute nouă, știi? Că el a avut de-a face cu mulți oameni care veneau la ei în chipuți, ești împăratul roman, în timpul multor crize militare. În timpul, cum și-am spus, a fost și chiar și ciumă un timp în Roma.
Da, a murit eventual. Și deci, închipu-ți câți vineau la el să-l solicite. Adică, el chiar parcă a avut o nevoie de stoicismul ăsta, da. E interesant. Dar e cam... mi s-o întipărit aici. Tot acestea li se întâmplă din necunoașterea celor bune și a celor rele. Adică ăștia care sunt discreți, violenți sau perfizi. Necunoașterea celor bune sau a celor rele. Adică până la urmă e chestia în rațiune, parcă știi, asta e ideea. Că trebuie să înțelegi rațiunea asta. Asta e chestia, el, știi, stoicismul e destul de neutru. Adică nu-i ca cinismul, de exemplu, cinismul ar nega cam totul, dar stoicismul spune, bă, dacă s-a întâmplat că, nu știu, ai devenit bogat sau ceva de tipul ăsta, it's ok, știi, adică, dar nu găsi, înțelegi că asta e efemer, știi? Adică, dar cinici ar spune că, bă, asta toate posesiunile astea trebuie să dezici de ele, că n-au sens, știi? Cinicii sunt mai extremi, stoici așa, sunt mai... Și este o oarecare contrazicere între cum trăiesc stoicii și între doctrinile lor uneori, te gândești. Ce credeți ceilalți? Care sunteți? Cavalerist? Peter Brook. Nu te cunosc, dar poate te-a alăturat, nu de mult. Mirela. Diana. Ori să mai citim, ori n-aveți părere așa... Exact. Eu nu știu dacă mă aud. Te aud, te aud, te auzi bine, da. Da, da, da. Stați puțin că să discut pur și simplu despre ce ai spus până acum sau dacă s-a tras ceva atenție, de exemplu, chestia asta cu că nimeni nu mă poate urăți moral, iar eu nu mă pot mânia pe unul îndrudit cu mine, nici nu-l pot urâi. Și înseamnă să te urățească cineva moral. Păi morala este deja în tine, adică nu ar putea să te urățească cineva, e ca și cum tu ești deja. Cei din afară pot doar să... Nu știu dacă se înțelege ce zic. Na, adică decizia ta cum să percepi ceea ce spun alții. Nu, în sensul că moralitatea e ca și cum aș avea un stâlp în fața mea și moralitatea e acel stâlp, adică ceea ce fac eu pe lângă acel stâlp e, nu știu cum să zic. Da, înțeleg. E ceva care te ține, nu știu, într-o furtună, adică nu ești aruncat colo, încolo, știi. Și mai e și... Aici, cum zice, că din necunoaștere celor bune și a celor rele. Adică, cred că se referă la instincte. Adică, noi, dacă n-am fi educați, dacă nu am avea conștiință, cum ai spus și tu, practic am fi niște sălbatici și adică n-am cunoaște binele și rău, că practic comportamentul nostru bun este o educare, nu? Cred. O formare a valorilor. Educarea noastră reprezintă o formare a valorilor care este așezată depinzând de societate, știi? Exact, și asta, da. Și de societate, dar și de, din punct de vedere uman, practic ce s-a transmis ca valori, ca, nu știu, ca idee de sine, de sine în sensul bun, de-a lungul, nu știu, sutelor de generații. Că practic suntem, adică noi citim din Marcus Aurelius, dar ne regăsim în ceea ce citim. Adică mare lucru nu s-a schimbat. Exact, da. Baza e aceeași, la fel și cu moralitatea. Adică putem să ne identificăm cu aceeași moralitate, noi comentăm, adică e ca și cum comentăm despre cer. Noi vorbim despre cer, dar el e același mereu. Noi doar ne spunem. Da, asta e o viziune asupra naturii umane, știi, unii cred că din contra, noi ne-am schimbat natura umană de atunci, știi, unii văd
nu știu, dezvoltările culturale, industriale și mai departe, tehnologice, ca ceva care au așa o influență mare asupra naturii umane, că ei chiar o modific. Eu cred că poate doar estetic, dar fundamental nu cred că s-a schimbat nimic. Da, eu zic de ce ești părere. Adică particularitățile s-au schimbat, dar fundamental nu ne-am schimbat atât de mult. Mami! Fica? Putem mergem afară? Da, putem continua. Ei, puteți merge afară, că e tare frumos afară, am auzit. Scuzați, scuzați. E ok, e ok. Bine, hai să continuăm. De fapt, un fel de continuare a acelui paragraf. O întrebare, mă iertați, cum pot să închid, să nu se mai audă? Adică să intervin doar când abia am reușit să mă conectez. Hai că pot să-ți dau mute eu, dar tu ești la telefon ori la calculator? La telefon, da. Păi este un mic logo cu microfon jos, trebuie să fie, dacă apeși pe el, îți faci mute da. Ție. Da, okay, te-ai lămurit, ok. Da, bine, mulțumesc. Deci Aurelius continuă aici. Cam despre ce aici vorbeam, de fapt. De fapt, acesta sunt eu. Carne, un suflu și partea conducătoare a sufletului. Și aici, apropo, este o notiță de la Humanitas, că partea conducătoare a sufletului, la nivelul care apare reprezentările, a sentimentului, impulsurile și rațiunea. Aceasta este situată la nivelul inimii. La Marcus Aurelius, partea conducătoare a sufletului, mai aparte numele de inteligență, intelect. Da, e ceva din sufletul tripartit al lui Platon, adică ceva inspirat de la ideea care Platon a vorbit în Republică. În fine. Da, cred că acolo el pune centrul daimonului. Da. Da, pe exemplu, la Platon e puțin diferit, da, în fine. Și aici e un pasaj care mă amuză puțin. Lasă deoparte cărțile, nu te mai chinui, nu ți este dat. Dar din moment ce ești deja aproape de moarte, disprețuiește carnea, sânge stricat, oase și o țesătură de nervi, vene, artere. Vezi de asemenea ce este suflul tău, o răsuflare, niciodată aceeași, ci dată afară și absorbită din nou, în fiecare moment. În al treilea rând, ai în vedere partea conducătoare a sufletului. Judecă astfel, ești bătrân, nu îngădui ca această facultate să-ți fie înrobită, nici să fie mișcată ca o marionetă în funcție de impulsurile contrare vieții sociale, nici să le plângă de destinul hărăzit în prezent, nici să se teamă de cel hărăzit în viitor. Lasă cărțile deoparte, nu te mai chinui, nu ți este dat. Tare ironic. Tare ironic să auzi asta de la un împărat care citea cărți filosofice la 12 ani. Ce părere aveți despre asta? Că am mai auzit așa mesaje de la alți autori. Da, cred că cărțile atunci nu erau aceleași. Adică n-au fost autori cum au urmat să fie după Marcus Aurelius. Probabil le vedea prin cărți o altceva. Ori probabil ar fi putut acum să se refere la faptul că una este cunoașterea și alta este meditația. Gândindu-se la sufletul omului și nu la ceea ce poate, cunoștințele pe care și le poate atribui cu ajutorul cărților. Îmi spune nu te mai chinui, deci e o chinuire cu care crezi tu că ai putea să, de care crezi că ai putea să scapi cu ajutorul cărților. Dar spunând chestia asta e că el crede că nu chiar de aici poate vine ajutorul. Și din nou, acum noi azi avem diverse cărți, diversi autori, diversi interpreți care au comentat aceste oricare cărți ar fi ele. Dar înainte nu erau prea multe și erau numai pe anumite subiecte. Un fel de minimalism, adică asta, ori aș spune mai mult selectivitate, probabil. În același timp, îi depinde, și poate fi autobiografic, poate fi, pur și simplu, Marcus Aurelius era prea ocupat să fie împărat și n-avea
timp la momentul ăla să scrii cărți, adică să citească cărți. Și nu i-a ducea, mă rog, utilitate. Oricum el trebuia să gândească mai pragmatic, mai practic, da, fiind împăratul Romei în timpuri de tumult. Dar asta Schopenhauer avea tot ceva similar, el spunea că, dar el poate era mai explicit. El spunea că nu trebuie să ții nunzi, știi, gândurile cu, mintea cu gândurile altora, pentru că dacă mulți oameni, știi, citesc până a deveni stupizi, că citesc până la stupiditate, pentru că își suprimă gândurile proprii și parotează, știi, adică sunt ca niște papagali, repetă exact ideile altora, da, fără să-și dezvolte propriile idei. Cred că asta e mai mult mesaj. Da, Schopenhauer avea ideea de, băi, citește, dar nu te duce prea departe, citește puțin și meditează la ceea ce ai citit, gândește tu și interpretează singur și nu continua să citești fără să înțelegi clar ceva anume. Adică încearcă să-ți folosești și înțelegerea, nu doar memorarea. Cam, eu nu sunt de acord, o să zic. Deci. Da. Deci el când zice lasă cărțile, nu te mai chinui, cred că se referă la, adică, cum e și astăzi, sunt unii oameni care nu vor să citească, adică au încercat să citească și nu le-a plăcut disconfortul la care au fost supuși, nu le-au plăcut ideile sau și au preferat confortul de a rămâne în propria ignoranță, conștienți sau neconștienți. Dar nu mai știu ce ai spus tu, nu știu cine a vorbit acum. Cavaleristul a vorbit. Da, da, nu mai știu, a spus el o idee acum că dacă citim, poți să repeți, te rog, nu mai știu exact cum ai spus. Ca să fie exact pe subiect. Dacă citim, să citim gândind, nu doar să citim până să terminăm cartea. Să citim. Da, exact, exact. Aici voiam să intervin. Adică da, noi citim și gândim, doar că nu putem gândi decât ceea ce știm deja. Ori dacă nu citim mai mult ca să ne îmbogățim cunoștințele și gândirea, practic, cum zice și Andrei, uneori regurgităm aceleași lucruri. Adică Nu poți să zici că te oprești și nu-ți mai influențează nimeni gândirea. Doar citind din ce în ce mai mult poți să adaugi și apoi să simplifici tu cu mintea ta. Adică cunoscând cât mai mult, apoi poți să simplifici, dar tu singur și să nu fii papagal, cum ai spus mai devreme. Să simplifici. Asta fac, exact asta fac. Să simplifici în sensul să îți creezi propriul drum. Nu poți să ai propriul drum când gândirea ta e limitată. Adică dacă ești doar tu cu tine în mintea ta... Păi asta. Păi asta, adică n-ai cum. La asta am vrut să spun că e ironic. Adică să ajungi în momentul în care spui că nu mai ai nevoie de cărți, ori să citești pe alții, ori să mai informezi din alte surse, e... Deci trebuie să ai un trecut în care ai încercat să faci asta, știi? E un fel de paradox, adică... Depinde exact, de context, asta. Depinde când spui asta. Dacă da, ești Marcus Aurelius, că la vreo 50-40 de ani și ești plin de nevoi, clar că o stinzi să spui că, băi, lasă cărțile, știi? Eu cred că e mult mai profund aici. Poate. Spui, Gic. Ce? Voiam să reamintesc că ele nu erau, adică... O să spunem, ok, memoriile lui, să spunem așa, da? Pot să numim ca un fel de memoar, da? Nu erau spre a fi publicate, adică el nu dorea ca cineva să le citească și să cumva să le iei ca, ok, exact. What should I do next, știi? Adică chestia asta s-a întâmplat fără voia lui, ca și cu chestii lui Kafka, da? Adică o chestie care el nu vroie. Și mai degrabă e un fel de exercițiu, un fel de jurnal, un fel de exercițiu de a se înțelege el singur pe dânsul. Și atunci... Mm-hmm. Momentul în care el a scris chestia asta, eu tind să-l înțeleg ca pe o stare în care el e ca și ce mai spune el cu don't talk things, nu vorbesc lucruri mari, fele, chestii de genul. Adică mai degrabă era un fel de, cred că, tendința lui de a tot
Băi, te deconectezi cam. Cam da, aleacă să zic, gen că... Hai cum te-au văzut acum. Așa, cam te întrerup. Ok. Posibil să fii la microfon? Nu, nu microfon, e chiar internetul, se deconectează așa alea că sare. Dacă acum te auzi, te auzi. Ok. Stânge uTorrent. Da, lasă. Și de la telefon și de la tot. Am un internet cam prost. Clar, e ok. Cunoscut situația. Da, cum am mai spus, că gen, dorința asta de a nu vorbi de chestii care trebuie făcute, dar să le facă. Mai ales tu, de exemplu, ești un lider militar, un lider politic. Uf, Gică, cinstit să spună, e tare greu să te ascultă, te întrerup tare. Adică eu pot să te mai înțeleg de ăștia care te ascultă, e tare... hai să... Eu înțeleg ce vrei să spui, da. Că adică nu-i... Adică e tot tare ironic că noi discutăm despre asta universalizând, de fapt asta a fost un jurnal al lui și era a way to cope with his emotions, știi, să exprimi. Și e tare ironic dacă noi vrem să... Da. Hai să mai continui și poate la tine o leacă internetul tău să fixezi, pentru că e serios, chiar sari tare și e dificil să asculți. Dar am înțeles ideea ta, da. Operele zeilor sunt pline de providență. Cele ale sorții nu sunt fără natură sau fără urzeala și înlănțuirea evenimentelor guvernate de providență. Toate decurg de acolo. Se adaugă necesitatea și utilitatea pentru întreaga lume, din care tu ești o parte. Pentru orice parte a naturii e bine ceea ce natura Universului produce și ceea ce are puterea de a o salva. Și mențin lumea atât transformările elementelor, cât și cele ale compușilor. Îți sunt suficiente acestea, să-ți fie întotdeauna învățături. Înlătură sete de cărți, ca să nu mori cârtind, ci cu adevărat senin și recunoscător din toată inima zeilor. Guvernate de providență, prin providență l-ar în vedere, că aici este notiță, este ordine rațională orientată spre un scop bun. Deci întâmplarea este opusul providenței. Și când el vorbește, și mențin lumea atât transformările elementelor, cât și cele ale compușilor. Compușilor sunt alea patru elemente din care sunt făcute, de care atunci credeau așa. Era filosofia lui asta, Empedocle. În presocratic, că totul e făcut din apă, pământ, aer și foc. Și, da, apropo de Empedocle, are probabil cea mai epic moarte din toate a filosofilor. A sărit în... s-a sinucis în muntele Vesuviu, atunci era vulcan. Vulcanul Vesuviu a sărit. E tare... tare epic. Dar, în fine, e tot... se adaugă necesitatea. Pentru orice parte a naturii e bine ceea ce natura Universului produce. Da, asta e tare, tot un alt motiv în stoicism. Tot ce e natură, tot e bine. Interesant că îi spune că e bine, dar nu că... parcă tot îi adaugă o tentă morală. Și nu îi spune că, pur și simplu, acceptă, dar îi spune că chiar și... deci totul are un scop, totul e bine. Nu știu, e greu uneori să accepți asta, nu știu cum voi credeți, dar... unii ar spune, sceptici, da, ar spune oricine ce ar spune, că băi, asta e un fel de complacency, e o lene, o lenevie. Ori nici ar spune că băi, și să accepti starea așa cum este, știi, trebuie să-ți manifesti will to power, știi, trebuie să încerci să-ți... influențezi împrejurimele așa ca să ele să reflecte, nu știu, eu-ul tău, orice ce ubermenciul spre care tinzi, știi? Asta e în contradicție cu stoicismul, care unii spun oricum că a influențat și creștinismul. Și de aia eu cred că implicit lui Nietzsche nu i-ar plăcea stoicismul și nici creștinismul, clar. Voi ce părere aveți despre asta? Da, adică sunt de acord că nici nu i-ar plăcea stoicism. Cred că i-ar plăcea câteva aspecte referitor la going hard through difficulties. Suferință, da. Apropo, să accept suferința. Da, da cum te aud? Parcă te aud, da, parcă nu sari. Ok.
Dar, da, eu cândva, adică când prima dată am citit pe Aurelius, ascultasem și un istoric care vorbea despre el, clar și prin prisma lucrărilor lui, pentru că acum când studiez pe Aurelius, nu prea poți cam, nu doar istoric, știi, vrei, nu vrei, o și spunea despre faptul ăsta că era ca un fel de primul creștin sau primul împărat care cu idei creștini. Primul creștin, da, da, ironic asta, da, persecutor creștin. Au fost persecutori, da, și ideea e că are unele afinități așa care poți să le numești precreștini, care cumva da. s-o transformat creștinism. De exemplu, am foarte mult spus care sunt creștini, dar totodată au niște norme așa de viață care nu sunt total creștini, cu ok, întoarce obrazul, să mai dau una pe celălalt obraz. Da. Și sunt mai aproape de stoici, știi? Dar totodată cu un fel de venerație spre, spre zeitate, spre un bine suprem care el există și tu trebuie să aspiri spre el și cumva binele suprem clar la diferă, pentru că în creștinism e Dumnezeu, dar în stoicism clar e un bine suprem așa cumva de dragul mai abstract. Binelui suprem. Mai degrabă, da, hegelian, așa, parcă un fel de duhul care singur pe dânsul se cunoaște, așa și la stoici, adică chiar și la Aurelius. Apropo, la, da, 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 este ceva ca ceva cu Hegel, dar nu chiar direct, dar aș spune numai asta, că Hegel era panteist, iar stoici era un fel de, nu știu, un fel de monoteiști, dar și politeiști, e tare bizar, adică romanii de fapt erau politeiști. Da, stoicismul e un fel de monoteism hibrid, adică logosul ăsta e creat de zeități, știi, parcă, adică până la urmă e politeism, cred că știi. Da. Ori, în fine, e panteism, adică tot în lumea materială e reflecția gândirii unui Dumnezeu, unui zeu. Și asta gândea și Hegel, că odată ce studiezi cosmosul, tu înțelegi mintea lui Dumnezeu. Cam și asta spunea Aurelius cu... să înțelegi, știi, rațiunea logosului, adică când îl înțelegi, atunci tu înțelegi de fapt, știi, și accepti cam asta ideea, cred. Ceva similar, poate sunt divergențe, da. Dar chiar, chiar e o trecere, aș spune, în filozofie, prin stoicism, de la politeism în filozofie spre monoteism, pentru că după aia apare Descartes și la dânsul vrei, nu vrei, îi, gen, e monoteism. După asta deja gata. Da, clar, da, da, evident. De carte mai sunt și teologii, da, adică, da. Da, e progresiunea îți duce spre monoteism. Da, e adevărat. Da. Și cumva aici e un pământ așa de mijloc, cumva, adică e o trecere. Apasă și spun. Exact, da. Exact. Stoicism așa îl văd ca o punte, da. E, poate de aia știi mulți spun că asta nu chiar o filosofie, pentru că e tare neclară, are contradicții uneori și... Adică nu că neclară, dar nu e atât de dogmatic, poate. Deci nu știu, e ca nu știu, poate, poate e destul de dogmatic în anumite perspective. Eu am așa apropo, gânduri în, apropo, în voce, știi, mă gândesc. Oamenii care se ocupă cu studiul religiilor, de obicei... cam tot așa spun și despre politeismul roman, că nu-i total un politeism și nu-s total zei. Adică zeii lor, clar, sunt copii, așa, cumva, copii ale panteonului grecesc și totodată copii ale legilor, adică legislații romane, după care funcționa da. tot societatea. Așa. Adică la ei... Îi o religie, dar foarte, pentru o perioadă foarte scurtă, perioada când erau monarhi, când erau regi, adică când era oraș regat. Good point. Ai văzut, ai privit seria aia de la HBO, Rome, Roma, care are două sezoane? Păi, în fine, cei ce au privit, mai ales primul sezon, acolo des se observă anume relația asta a romanilor cu zei, cum îi includ zei așa în conversație și cam cum tu spui, e ceva parcă din obișnuință, nu știu cum, adică nu e așa de spiritual, e mai tare așa, da, e ceva conectat cu doctrinile lor legale în
guvernament, știi? E ceva care reflectă. Adică e clar că întâi au făcut legile și apoi au zis că, băi, trebuie ca oamenii să urmărească aceste legi, trebuie alea că să aducem niște spiritualitate de asta greacă, cât de cât, știi, un hibrid. Și deci de-aia vine post-factum, știi, zeii ăștia, la, mă rog, asta nu e numai decât conectat cu stoicismul direct, pentru că vorbim acum de guvernământ în genere Imperiul Roman, dar oricum stoicismul e o parte importantă a Imperiului, știi. În fine, poate noi ne-am dus prea mult în divergență, dar hai, adaugă, ce spui, răspui. Vreau să spun că, ca să înțelegem cât de bine, cât de relația dintre societate, dintre romani și zeilor, poți să te gândești la termenul de providență, care iarăși este și aici la Aurelius, și după aia cam toată Europa care încerca cât de cât să facă ordine în cap și în lumea asta a zeului, a Dumnezeului, folosesc termen de providență. Chiar e până la iluminiști există termen de providență, care chiar dacă ei erau atei, foarte mulți din ei, oricum folosesc termen de providență ca un fel de lege a lumii care tu nu poți să o întrerupi și da, ea cumva își are un început, are un sfârșit, dar totodată noi nu știm nimic despre ea. Păi e un fel de, o vezi ca un analog al, știi, vorba asta, God's will, voința Domnului, cam așa ceva? Un scop, da, știi? Da, un scop predefinit care noi nu-l cunoaștem. Da. După asta creștinii clar l-au pui la un mutat, l-au schimbat, așa, ca să fie, nu știu, teologia lor, așa că, da, sigur. Da. Ceilalți aveți ceva de adăuga, ori să continuăm, că noi mai avem de citit. Ok, continuăm. Amintește-ți de cât timp amâni problema și de câte ori, chiar dacă ai primit de la zei noi termene, nu ai profitat de ele. Dar trebuie să-ți dai seama, măcar de acum înainte, din ce lume faci parte, din ce realitate conducătoare a lumii ești o emanație și că ți este fixată o limită în timp. În cazul în care nu te vei folosi de acestea pentru a dobândi seninătatea, prilejul va dispărea și tu vei pieri și nu ți se va mai oferi o altă ocazie. Și sunt câteva idei interesante. În primul rând, amintește-ți de cât timp amâni problema și de câte ori, chiar dacă ai primit de la zei noi termeni, nu ai profitat de ele, un fel de nu procrastina. Aștia din self-help ați vadă așa, știi, nu procrastina. Dar mi-a tras atenția asta. Dacă ai primit de la zei noi termene. Noi termene. Un fel de providență. Și că faci parte dintr-o realitate în care ți este fixată o limită în timp. Da, e tot ceva tangențial cu moartea. Mereu e tare mortală filosofie. Adică mereu e conectată, mereu are... Deci nu scapă moartea din vizor. Și nu toate filosofiile sunt așa, știi? Stoicismul poate e distinct prin asta. Că vede valoare intrinsecă în a pur și simplu a medita asupra morții în timp ce trăiești. Dar numea morții tale mai mult, știi? În cazul în care nu te vei folosi de acestea pentru a dobândi seninătatea, prilejul va dispărea și tu vei pieri și nu se va mai oferi o altă ocazie. Ce înseamnă a dobândi seninătatea? Adică să accepti soarta. Și asta e un scop final în sine. Dacă nu se accepti și mori, păi parcă ai ratat ceva. Ceea ce îmi pare bizar, Pusen. Nu știu ce credeți voi. Pentru că... O să adaug eu ceva. Da, e tare... Fură oamenii timpul, parcă... dar ideea e că nu știu, dacă văd că oamenii tac, cumva că simt că trebuie să umplu golul ăsta care înțeleg. Cumva să... Nu-i niciun gol. Da, cum scrie aici finalul, spuneai că nu fii folosit de aceasta. Păi dacă nu o să folosesc timpul ăsta acordat, cumva o să-mi pierd ocazia. Da, de el vede în a dobândi seninătatea scopul în sine, știi? Păi uite care e faza, că eu cred că e foarte important ce spune, anume din punct de vedere a filozofiei stoice, pentru că
Cumva, ce înseamnă un fel de disciplinare a ta, disciplinarea gândirii, disciplinarea simțurilor, da? Mai degrabă, cred că stoicismul e disciplinarea simțurilor. Exact, exact. Fel, adică, de unde vine toată, adică, cumva, nu vitalitate, cum se spune, uite, în română, eu... Vitalitate, nu? Nu, binevoință, cred că, da? Da, voința. Binevoința asta, de a face... Da, de a face bine, de a face lucrurile să fie cumva într-un fel de ordine care e văzută bine de zei, da? Sau nu știu, asta înseamnă că există un potențial în noi, în oameni, în fiecare de noi. Există un potențial și noi în potențialul ăla creștem, da? Dacă noi răscolim în el și folosim tehnicile cumva pe care ne sfătuiesc stoicii să le folosim, atunci noi potențialul ăla îl ridicăm, uite, și facem binele de care vorbește Aurelius. Și cred că chestia asta el ce spune e că dacă tu nu o să folosești potențialul ăsta care este în tine, să ajungi spre acel ideal, ideal, poți să spui intelectual, ideal, spiritual, ideal, nu știu. Păi atunci îi o pierde, vrei nu vrei, adică clar, dacă nu e un câștig, evident, e o pierdere, dar parcă și în fel de... Parcă n-ai răscumpărat motivul din care zeii, rațiunea logosului te-a tot creat, da, știi? De parcă tu ai existat degeaba, cam asta, știi? Păi, da, așa și bănuiesc că cam toată perioada cât omenirea a existat, adică cel puțin când a existat... la ierarhizarea asta socială, oamenii considerau că unii oameni se nasc cu un potențial oarecare, da, care nu știu, te naști pentru a face lucruri mărețe și te naști pentru a fi un sclav, da? Și adică eu consider că dacă tu te-ai născut pentru a face lucruri mărețe, exact, și tu nu le faci, de exemplu el considera, bănuiesc despre sine, că el s-a născut ca să fie unul în cei mai buni sau nu știu, împărați romani, să presupunem, da? Și atunci imaginează-ți că el nu realizează chestia asta. Clar că e o pierdere și nu doar pentru dânsul, dar și pentru zeii care i-au dăruit lui acest potențial. Adică la fiecare dezamăgirea, clar că e în raport cu potențialul care l-au, dar potențialul care l-au, el chiar e circumstanțial și... Mă rog, noi, oamenii moderni, am spune că, băi, e aleatoriu, cumva așa ne-au căzut soarta, dar ei ar spune că așa, știi, i-au oferit zeii soarta, ori, mă rog, locul lor în logosul din împrejur și... Da, adică fiecare are... Asta e chestia, știi cum Aureliu spune că toți suntem conectați, interconectați, da? Dar fiecare, oricum, avem sorțele noastre, în sens că fiecare avem... responsabilități diferite, știi, față de noi înșine și față de comunitate. Și... Da, asta poate se conectează tare bine cu Republica lui Platon. Platon tot vorbește despre faptul că o republică justă e aceea în care fiecare din fiecare clasă, da, soldații, conducătorii, sclavii, fermierii, negustorii, își cată de treaba lor, știi, adică nu-i, da, e tare antidemocratic, deci nu ești, nu-i că ai potențial să faci ce vrei, că dacă îți dorești, deloc nu e așa, e un fel de, nu, tu ai un potențial a tău în limitele circumstanțiale ale tale. Și chiar ăsta care îl critica pe Aurelius în podcastul ăla de la BBC, el spunea că, băi, asta e un motiv bun de a, știi, de a justifica... De a justifica puterea, știi? Adică un filosofie de asta ar veni tare ca tare la locul ei, de la un om care ar vrea să justifice puterea care o are. Că înțeleg, poate asta e tare inconfortabil, știi, să auzi, dar poate fi și un adevăr și în asta parțial, știi? Vreau să menționez... Asta e un fel de nicianism, știi, că Nietzsche tot vorbea că, bă, trebuie să privești fiecare filosof în contextul vieții lui și istoric. Și poate asta e o simplificare și-s de acord, nu e total numai autobiografic, dar este ceva în asta. Vreau să menționez că tot ce discutăm noi aici, clar, sunt ideile doar al lui Marcus Aurelius. Noi nu suntem de părere că oamenii nu sunt egali și că nu au un potențial egal. Toți avem un potențial egal. Și da. Și nimeni nu se naște cu potențialul de a deveni împărat și nimeni nu se naște cu
potențial de a deveni sclav, mai ales sclav, dar sclavia e ceva foarte rău. Și nu, sclavia chiar e rău, fără ironie, e foarte rău, bine că ne-am debrăsat de ea, dar da, nu, toți putem fi Elon Musk, toți putem fi, dacă îți pui în gând, dacă pui gândul pozitiv, poți deveni președintele Moldovei. Corect. Președintele Moldovei, asta e apogeul vieții. Recomand să te învață tot cum să potențialul tău să-l maximizezi, adică să ai un efect maxim. Da, eu de unde știi că ai ajuns în punctul maxim, de exemplu? Cum măsori? Good point. Sigur că trebuie să fie în introducere sau undeva pe la sfârșit la Cartea Secret informații despre asta. Păi nu, noi ne referim la noi înșine. La da. Aurelius te referi. Nu, la mine, de exemplu, sau la tine. Da, după care e filozofie. Dar nu contează, zici de punctul maxim, de potențial. Cum știm că am atins potențialul? Sau spunem că avem, cum spune Marcus Aurelius, că avem de la providență sau avem de la zei un scop, da? Sau să atingem seninătate. De unde știm că am atins-o? Asta e și dificultatea. Tu niciodată nu o să ajungi în punctul maxim, adică niciodată nu o să ajungi în punctul maxim, dar o să ajungi în puncte destul de mărețe. Dar dacă nu o să ajungi în puncte mărețe, cât de tare nu ți-ai dat stăruința, înseamnă că potențialul ăla lipsește în tine, după Aurelius, clar. Mm-hmm. Eu văd așa, să faci maximum ce poți din circumstanțele care ți s-au dat, știi, cam asta. De fiecare dată, că-s mai multe. Și să nu te oprești. Că ai putea să zici că te-ai oprit și ai folosit toate șansele. Adică el spune că că vei pieri și nu ți se va mai oferi o altă ocazie. Asta înseamnă că până la sfârșitul vieții să încerci, da, nu? Da. Adică nu, dar cum e acum în societatea de azi, dacă n-ai reușit ceva până la 40, să zic 50 de ani, gata, ești un ratat sau, mă rog. De preferat să ne ajungem în punctul maxim, pentru că când ne facem un scop, putem să spunem că ne știm limitele, dar scopul ar trebui un pic să depășească acele limite, pentru că dacă ajungi în punctul maxim, nu mai ai potențial să faci mai mult și chestia asta te-ar deprima și nu ți-ar mai oferi satisfacție, faptul că ai ajuns unde ți doreai. Asta e și ideea cu scopul. Scopul este să îl urmărești, nu să ajungi la el. Pentru că odată ce îl urmărești, ai ceva de făcut. Te simți bucuros că doar nu ești pierdut în neant și nu mai ai nicio idee ce să mai faci în viața asta. Urmărești scopul ăla. Când ai ajuns, ori îți alegi alt scop, ori nașpa. Nu mai ai ce să faci. Da, dar asta e diferența la Marcus Aurelius. El, chiar dacă a spus că trebuie să cunoști scopul, adică să-ți accepti cumva, deci, da, să studiezi viața în sensul că să-ți îndeplinești scopul, dar el nu vorbea de chestia asta, că da, ai atins un scop, mai fă alt scop, știi? Nu e motivațional așa de mult, asta ăștia e mai mult care e cu self-help-ul o leacă bastardizat pe Aurelius. Deci Aurelius mai mult vede mai pragmatic chestia asta, adică, băi, ai limite în circumstanțele tale și trebuie să-ți maximizezi, I guess, potențialul, dar până la urmă trebuie să te împaci acolo unde ești, asta e ideea, e un fel de... E ceva o incipiență pocăinței creștine, aș spune așa, știi? E ceva similar cu asta. Adică n-ai ce-ți rupe cămașa de pe tine permanent și să te... pentru că asta ți-ar crea mai multe, știi, indignări și... Da. Te simți că s-a comis o injustiție către tine. Dar asta ar fi o indignare față de zei, știi? Deci asta, noi deja, tu, cavalerist, ce spuneai, asta deja se duce spre Ubermensch, spre nicianism. Dar la Aurelius nu e nicianism, nu e Ubermensch. Tu te oprești la anumită etapă când deja înțelegi că nu n-ai ce căuta, știi, mai departe. Pentru că scopul tău nu-i să, mai că să te autodepășești, dar să-ți cunoști, da, limitele. Să-ți cunoști limitele. Deci stoicismul în sensul ăsta poate e mai, da, e mai pragmatic, e mai
ușor, nu că ușor, dar mai realistic de atins decât Ubermenciul în Nietzsche. Ubermenciul în Nietzsche e imposibil să-l atingi. E un scop care pe care tins toată viața și tins și tins și până ce mori. Și poate că stoicismul Aurelius, da, are așa ceva, că trebuie să tins toată viața, dar e mai mult că trebuie să... Oricum trebuie să te oprești într-un moment în care, băi, acceptă-ți soarta și fii bun într-o societate și lucrează. Deci el chiar are un pasaj în altă carte mai târziu, când știi, în momentul când dimineața stai la călduț și îți este lene să te scoli din pat, pentru ce să-ți fie lene? Ești om, ai fost creat ca să, ceva de tipul, ca să lucrezi, ca să, știi, să fii o parte a societății. Deci el are o gândire mult mai comunitară, mult mai, care reflectă realitățile vieții lui în, ca împăratul Imperiului Roman. El avea multe responsabilități față de alți oameni, față de familia lui proprie. La Nietzsche e mai mult individualism de asta, așa, izolat, știi? Acolo motocicleta, la cineva. Cine a pornit motocicleta? Da, frumos. Îmi pare rău. Da, vreau și să spun, pe lângă ceea ce ai spus tu, că mai târziu vom vedea faptul că, tot în cartea a doua, că Marcus Aurelius tinde să-și spună el, lui însuși, faptul că să accepti natura așa cum este, să nu dorești artificialul. Bine, el nu spune asta. Și cred că același lucru, cu același lucru se referă și aici, în a-ți accepta limitele, pentru că limitele tale sunt naturale. Așa ai fost făcut tu. Ok? Și asta este natura. Dacă te împotrivești ei, o să-ți fie și mai rău, că altceva nu ai ce să faci. Păi da, e un fel de moralism. La Nietzsche, de exemplu, era, nu, tot astea sunt niște concepte, trebuie să te debarasezi de ele, trebuie să-ți... E mult mai agresivă filosofie la Nietzsche, știi, e mai... E dinamită. Da, este o diferență, da, e o dinamită, e o diferență destul de mare între filosofiile lui și ale lui. Unica cu tangență e, cum așa spus Gica, e cu suferința. Deci, stoicismul, Aurelius vede cu suferința ca ceva esențial, ca inevitabil, dar în același timp Nietzsche el vede suferința mai parcă aproape obligatorie pentru că crești, dar stoicismul e mai... Da, stoicismul e mai neutru. El spune că, băi, ea e inevitabilă, deci dacă e inevitabilă, învață să te străiești cu ea. Dar nu că numai decât să o cauți. Da, unii stoici căutau intenționat, dar așa, în măsură. Nu-i chiar scacinici, știi, nu sunt mai neutri stoici în sensul ăsta. Deci, it comes and goes, accept it, știi, plăcerile, suferințele. Nu-i ca Nietzsche, că trebuie să suferi, trebuie, știi, cum Nietzsche avea pasajul ăla în care îi spune, îi doresc suferință, maltratare, dispreț la oameni apropiați. Căci că eu mă simt norocos că am trecut prin suferință, că am simțit, știi, potențialul ăsta care îl pot atinge, ori am simțit, da, ce e asta, suferința, dar alții n-au simțit și mie milă de ei, știi? Îmi pare așa puțin tongue-in-cheek, știi? Nu-i chiar sincer asta, dar poate e sincer, cine știe. E greu de perceput, câteodată nici e ironic. Amalia Bianco, în gânduri, un împărat filosof privește lumea, vorbindu-și, prin urmare, este sincer despre aceasta. Vorbindu-și. Da, este sincer cu el însuși, e adevărat. Deci dacă privim meditații, gânduri către el însuși, ca pur jurnal, e destul de sincer. El admite când, da, nu-i reușește ceva să facă. Deci asta e, vezi struggle-ul ăsta. Deci nu e o doctrină. Da, într-un fel, poate ăla care critica, de la BBC, care critica pe Aurelius, el nu chiar, el a privit chiar ca filosofie la cartea asta, dar ea nu chiar e filosofie, ea e jurnal. Dacă privești ca la jurnal, înțelegi că, băi, asta e chiar tare fain document care vezi un, băi, să fii în mintea unui împărat, e extrem de valoros și, nu știu, e one of a kind, de aia și o să prevății până acum și e populară. Rubicon, Gica e tipul de la meditație la tema, ai vrut să pui aberații la tema. Nu, Gica e alt prieten de meu, ăla e Dima, i-a încurcat, dar tot e moldovean. Ion Maria, un mare scriitor, împăratul stoic scrie pentru toți. Dar nu știu dacă scrie pentru toți, asta e ironia, Ion, adică
Chiar el vorbea, asta îmi pare cel mai ironic, ci vorbea, enumera pe ăștia, pe Alexandru cel Mare, pe alți militari, mă rog, eroi din... Și îi spunea că, băi, uite, diferența între el și un sclav nu e mare în finalitate, pentru că noi toți ne ducem în țărnă și toți ne vor uita. Și el vorbea implicit și despre el însuși, dar faptul că noi discutăm despre el în 2021 spune că nu l-am uitat, deci el cumva încă trăiește, știi, și asta îmi pare tare ironic. Amalia Bianco, timpul tău este măsurat, trebuie să realizezi și să-l folosești pentru a-ți clarifica starea de spirit. Dobândi seninătatea, dacă nu, timpul va fugi. Da, să-ți folosești pentru a-ți clarifica, dar tare bine ai spus-o de fapt, Amalia, să-l folosești pentru a-ți clarifica starea de spirit. Asta înseamnă dobândi seninătatea. Dacă asta e diferența, nu ați atinge noi cât potențialul ca să crești, ei... Pur și simplu să-ți clarifici starea de spirit, adică să-ți clarifici soarta, să înțelegi care limitele tale, de fapt. E mult mai pasivă, de fapt, pasiv mesaj, pasivă filosofie, decât Ubermenschul, Nietzsche și Will to Power. În fine, dați continuăm și apoi să mai discutăm. În fiecare clipă, preocupă-te cu seriozitate, ca roman și bărbat, să faci tot ce îți vine la îndemână cu distincție potrivită și sinceră, cu afecțiune, cu libertate și cu dreptate, și să-ți oferi regazul fără toate celelalte reprezentări. Aici e o notiță. Reprezentarea este una dintre cele patru facultăți ale sufletului, mai bine zis ale părții conducătoare a sufletului. Stoicii susținea că o reprezentare este un afect care se produce în suflet și care arată în el însuși și cine l-a produs. După Zenon, reprezentarea este o amprentă în suflet, iar termenul provine de la urma lăsată de pecetea unui inel în ceară. Ce fain spus. Reprezentarea. Deci, da. În fiecare clipă preocupă-te cu seriozitate ca roman și bărbat să faci tot ce îți vine la îndemână cu distincție potrivită și sinceră, cu afecțiune, cu libertate și cu dreptate, și să-ți oferi răgazul fără toate celelalte reprezentări, fără toate celelalte amprente. Îți vei oferi răgazul dacă îți vei îndeplini fiecare activitate ca și cum ar fi ultima din viața ta. Elibera de orice neglijență și de orice tulburare care te abat de la deciziile rațiunii, de orice ipocrizie, egoism și nemulțumire împotriva rânduielilor destinului. Să-ți trăiești, să-ți îndeplinești fiecare activitate ca și cum ar fi ultima din viața ta. Dar asta e, că asta e diferența, ți-ar părea ăștia, nu știu... Tinerii ar ști asta și le-ar părea că, băi, asta înseamnă că e YOLO, că you only live once, că trebuie să primești toate plăcerile, trebuie să te duci, nu știu, în epicureanism și mai departe. Nu cred că asta e diferența. Când spui că ce ai face dacă asta ar fi, știi, ultima ta zi din viață, asta e mai degrabă o întrebare de al de YOLO, că ce ai face, o, știi, toți spun că m-aș duce, aș călători, nu știu, aș face sex, aș mânca toate mâncărurile, m-aș destrăbăla mai scurt. Dar la stoici mai mult cum ți-ai trăi, da, ai fi satisfăcut de ultima ta zi din viață, știi? Așa e ceva de tipul, adică consider că ultima zi din viața ta, dacă ar fi ultima, îi reprezintă, nu știu, ceea ce ești, ori ceea ce ai urmat toată viața. Cu un bagaj mai mult moral doctrina stoicilor. Cel puțin eu așa o percep, nu știu. Ce voi credeți despre asta? Da, cam ceea ce spui tu, un fel de responsabilitate. Responsabilitate, că, da. Da, ai, cum spune, rânduierilor destinului. Adică s-a dat ceva, o natură, și fă-ți rolul pe care îl ai cu responsabilitate. Nu o lua pe altă cale sau... cam ceea ce spuneai și tu, ok, cu hedonismul. Pentru că stoicismul are morală, valori morale, o etică anume. Mm-hmm.
Vezi cât de puține sunt principiile după care, dacă cineva le stăpânește, poate duce o viață prosperă și pioasă, căci zeii nu vor pretinde nimic în plus de la cel care le respectă. Adică, într-un fel, avem nevoie de puțin și știm asta, dar aici dificultatea vine cum să includem mulțumirea în viață, da? E dificil. Parem să chiar în live-ul precedent asta, Ciprian, Elusive Man din Discord, parem să el a spus că, băi, dar de fapt e tare dificil să... să ai aprecierea asta, pentru că aprecierea asta e cam forțată, deci e la fel de, ceva el a spus de tip, e la fel de dificil ca și cum să-ți accepti suferințele, oriceva de tipul ăsta, adică nu e, pur și simplu alt, e partea cealaltă aspectului, dar, nu știu, asta e o mantră care aud des, ca să-ți accepti, să fii mulțumit, dar... dificil. Aruncă-te în dezordine, o suflete, aruncă-te. Nu vei mai avea ocazia să te bucuri de prețuire. Viața este foarte scurtă pentru fiecare, iar a ta a ajuns aproape de sfârșit și tu nu te respecti pe tine însuți, ci îți pui fericirea în sufletele altora. Da. Îți pui fericirea în sufletele altora. Dar și necazul parcă îți pui în sufletele altora, știi? Adică... Pentru că a spune fericirea în sufletele altora, ori te dedici tu prea mult celor din jur și tu ajungi să nu mai ai energie pentru tine însuți, sau singura fericire de care poți avea parte este cu ajutorul celor din jur. E, dacă ea din jurul tău cu care te înțelegi nu mai sunt, atunci tu cum mai ai motivație să faci ceea ce faci? Adică tu depinzi practic de ei. Cam asta e interpretarea mea, adică cele două interpretări. Da, mă gândeam că și la necazul, știi, că noi nu ne place, parcă este așa un termen, că noi ne trăim, știi, vicariously, prin puternicire. Adică noi suntem atrași de necazurile altcuiva, deci noi ne descărcăm așa, știi, în fel de, probabil ceva ce am discutat despre, în primul live despre poetica lui Aristotel, știi, noi ne descărcăm, oricum asta, ăștia Tool spuneau, trupa mea preferată, mă rog, în cânticul Vicarious, textul e tare interesant, tot ideea asta că noi trăim prin împuternicire, ne place să vedem suferința în altcuiva, deci nu numai... Mă rog, poate nu chiar tangență directă, dar în fine, cam spre asta m-a dus. Acolo câinele vecinii se joacă jucărele. Fantastic. Hai să continuăm. Unless voi aveți ceva opinii despre ce? Despre să-ți pui fericirile în sufletele altora. Bine, hai să citim asta, mie asta îmi pare interesant. Te lași influențat de impresiile care vin din afară, oferă-ți un răgaz pentru a mai învăța ceva bun și încetează să te lași purtat de colo-colo. Trebuie să te feriești totuși de o altă rătăcire, căci proști sunt cei care, chiar datorită acțiunilor lor, sunt obosiți de viață și cei care nu au niciun scop către care să-și călăuzească orice impuls al lor și, într-un cuvânt, reprezentările lor. Că e un fel de, nu știu, întrebare cum să ne ferim de nihilism, știi, așa o văd eu. Nu știu cum voi vedeți. Și cum voi vă feriți de nihilism. Eu cred că asta e o temă așa de actuală. Nu știu, pe mine uneori mă apuc în mă rog, perioade de nihilism așa, poate scurte, dar mă afectează destul de profund uneori, nu știu cum voi. Și pe noi, pe toți. Eu cred că am început să înțeleg cum gândea Marcus. Cu simplu și din cât am dezbătut noi aici, mi se pare că el vede o lume limitată și își vede populația pusă la locul lor, cu destinele lor și trebuie să petreacă timpul și toate resursele în limitele acelea. Și n-ar trebui să
uite de destinul lor, de puteri, de limite și să trăiască dezordonat, ca și cum și-ar nega destinul și soarta și cara socială sau toate alea, limitările lor. Eu cam așa văd și el le spune, nu vă pierdeți, adică el le spune, el și repetă gândul ăsta ca și cum ar fi un sfat pentru el, ca o îndrumare. Eu cred că cartea asta e mai mult o critică, o gânduri despre sine, să-și pune ordine în gânduri. Dacă am dreptate, dacă nu... Nu, e exact, eu tot așa cred. E o discuție cu el însuși, ori cu părțile care sunt mai slabe și e o repetare a gândurilor. Deci e foarte repetitivă, de fapt, cartea, per general. Deși vezi unele fraze care se seamănă, dar sunt exprimate mai explicit, apoi el ori diferite perspective, dar până la urmă e un jurnal către el însuși și el chiar vedea valoare în repetiția asta. Deci el, pare-mi se spunea uneori că repetiția, știi, e... Am vrut să mă duc într-un clișeu, e mama cunoștinței. Dar e mama cunoștinței de sine, probabil. Când îți repeți ceva, ori acel ceva devine ca ce, da, tare concret în mintea ta, ori îi dai importanță. Dar când îl ignori, când nici nu-l scrii pe foaie, de-aia e terapeutic ce el făcea, eu cred, scrisul. Și, nu știu, câți din voi scriu jurnale, ori... Eu, de exemplu, nu prea scriu, așa, dar... Oricum mă exprim prin alte metode, adică uneori scriu jurnal, dar așa, nu-i chiar în sens tipic, știi, de asta. Dar oricum parcă am perceput ideea asta, știi, valoarea de a-ți exprima frustrările. Numai că ideea în aceea că dacă eu mi-aș exprima frustrările, ar fi mult mai puțin poetic decât o face Aurelius, adică m-aș simți complexat, spun că, băi, jurnalul meu, jurnalul Marcus Aurelius, sunt două chestii. Neba e zemlea, cum spun roșii, știi, cer și pământ. Da, e chiar foarte interesant cum el exprimă gândurile. Și cumva, chiar dacă vorbește singur cu dânsul, dar vorbește într-o manieră de parcă vorbește cu un împărat. Adică e manieră de parcă ar vorbi cu un împărat, pentru că îi e împărat, știi? Și adică, cum altfel să vorbească cineva care cumva e urmașul culturii grecești, filozofii grecești și cu urmașul și de fapt continuatorul una din cele mai mari imperii, cel puțin cea mai importantă imperie pentru ei la acel moment, știi, și cumva clar că o să vorbească altfel decât un simplu om care își scrie gândurile lui, știi? Da, și mai ales când tu știi că cel puțin pe continentul ăla, băi, tu ești conducătorul acele mai influente împărății, mă rog. Adică tu ai așa o putere la îndemâna ta și poate Aurelius e, mă rog, per general, e antiteza la, știi, la stereotipul ăsta de... Ori nu stereotip, dar probabil adevărul cu puterea corupie. Deci el era atât de conștient de ademenirile care le avea și... Pare mi se chiar prima perioadă când devenise împărat, el dormea pe podea. Pentru că, mă rog, asta e, unii stoici făceau asta pentru, mă rog, e mai mult înspre cinism, de fapt, asta, știi, să-ți negi toate plăcerile. Dar pare-mi să cineva i-a spus din sfătuitorul lui că, băi, împăratul nu doarme pe podea și te face de râs, știi, și, mă rog, a fost cumva parcă impus să doarmă în pat, dar făcea asta prima perioadă. E bizar. De obicei asta încă de copil, că cumva, adică, prin ceva să lucrezi, crea că maică să-i spunea să își făcea griji, că... Sunt bolnăvească, clar, sănătatea lui și mentală și fizică. Și chestia asta o merge. Dar uite, că cred că prinde bine când te duci și când ești permanent într-o stare de război. Ceea ce era perioada aia, adică era sfârșitul perioadei da, de gloria Imperiului Roman. Și cumva asta... foarte multe probleme de rezolvat. Da, chiar Machiavelli l-a declarat pe Aurelius ca ultimul împărat bun din Imperiul Roman. Pentru că el se referea la acei împărați, deci primul era Traian, apoi Hadrian, apoi Antonius Pius și apoi Marcus Aurelius. Pentru că domniile lor erau cumva relativ stabile
și lungi, erau vreo două decenii. Augustin, nu știu, poate și Augustin se includea în asta, că nu, trebuie să caut, dacă am din ce eu am citit. Dacă nu l-ar... Da. Probabil și Augustin, nu sigur. Și știu cum Machiavelli are așa niște gusturi mai specifice. Dar da, adică chiar e un împărat bun, o să spui așa, da. În orice sens acum e bun. Nu, probabil în afară de un grup în gust de... În afară de un grup în gust de creștini de atunci, care, mă rog, el îi continua să-i persecute conform tradiției. Da, nu-i cel mai rău persecutor, el așa că... Volgul. Da, adică, asta aș spune, el n-a fost inițiatorul, ori pur și simplu n-a oprit-o asta, dar e... El oricum... Ce vreau să spun? Vreau să spun că dacă tu cumva deții un stat, chiar și un oraș, da, să fii tu primar de ceva oraș, există niște grupi care sunt fanatice și pe vremea aia creștinii chiar erau fanatici, că altfel nici nu aveai cum să supraviețuiești într-o lume în care cumva toate valorile lor erau greșite din punct de vedere creștin. Da, da. Și adică tu vrei, nu vrei, dar comunitatea asta creștină au crescut anume prin asta că erau foarte fanatici, știi? Prin suferința asta, da. Da, și ei cumva făceau chestii care au o leacă ieșit din comun pentru oamenii de atunci. Imaginează să spui că ok, că toți oamenii, sclavii tăi sunt egali cu tine, știi, sau ceva de genul. Mai ales cu, de exemplu, cu consul sau cu chiar cu același împărat, știi? Și pentru ei era ceva fanatism în creștinism. Și de multe ori și creștinii făceau niște acte care erau anti-imperiu, dacă să spunem așa. Și de aia cumva, adică măsurile, clar că erau, trebuiau luate. Adică cumva, da, poți să spui că era forțat de providență, da? Adică, Da. Era un fel de grup de rebeli. Adică, atunci creștinii nu erau cei ce ne gândim acum, creștinii, că știi. Era chiar un grup de rebeli, un grup incipient, care existau doar de vreo, mai puțin de 200 de ani. Da, e, oricum e o parte așa, poate mai complicată, mai complexă a lui, care nu-l face chiar sfânt, da? Poate asta și e bine, că nu-l idolatrizezi aiurea. Fără a acorda o atenție deosebită celor ce se petrec în sufletul altuia, nu poate fi observat cu ușurință un om nefericit. Însă cei care nu urmăresc cu atenție mișcările propriului lor suflet sunt în mod inevitabil nefericiți. Adică, un fel de anti, știi, vorba asta, ignorance is bliss, păi el spune nu, it's not bliss, it's misery, știi. Ignoranța nu-i fericire, trebuie să te cunoști pe tine. Asta e un fel de extensie a lui Socrate. Know thyself, știi. Probabil. Întotdeauna trebuie să-ți aduci aminte acestea, care este natura întregului și care este a mea. Care este raportul dintre aceasta și aceea? Și ce fel de parte este ea și din ce univers? Apoi trebuie să-ți amintești că nu există nimeni care să te împiedice să acționezi și să vorbești întotdeauna în acord cu natura din care ești o parte. Deci când el vorbește de întregul, întregul este o notiță aici la Humanitas. Stoicii făceau diferența între lume sau întreg, care este unică, limitată, de formă sferică, înconjurată din toate părțile de un vid infinit și univers, care cuprinde lumea și vidul și este, prin urmare, infinit. Deci întregul e, hai să spunem așa, cosmosul necunoscut. Dar lumea e poate cosmosul cunoscut, care îl știm, care îl percepem, mă rog, hai să spunem planeta atunci, când nu se duceau în cosmos oamenii. Da, întregul e, da, și întregul e ceva infinit. Adică e, da, ceva în afara percepției noastre. Da, și că să-ți amintești care este natura întregului. Nu, să-ți amintești că întregul e infinit, dar noi nu putem ști care e natura întregului. Ca filozof, Teofrast, comparând greșelile ca și cum cineva ar putea să le compare în mod obișnuit, susține că sunt mai grave erorile comise din cauza dorințelor decât cele comise din cauza mâniei.
căci cel aprins de mânie, având o oarecare durere și o tainică remușcare, pare că se abate de la rațiune. În schimb, cel care greșește din cauza dorințelor, învins de plăcere, apare într-un fel mai desfrânat și mai efeminat în greșelile sale. Feministele, vă rog, nu vă spărați. Asta era secolul 2. Așadar, pe drept cuvânt și ca un filozof demn de acest nume, Teofrast afirma că este mult mai vrednic de învinuire cel care greșește cu plăcere decât acela care comite o greșeală cu durere. Într-un cuvânt, primul seamănă mai degrabă cu cineva care a fost mai înainte nedreptățit și apoi constrâns de durere să se lase pradă mâniei. În schimb, celălalt a fost împins de la sine să comită nedreptatea, stârnind fiind să o facă din cauza dorințelor. Tu, aici atâta de dezmembrat, idei tare interesante, de fapt. Sunt parafrazate de la Teofrast. Teofrast a fost un filozof peripatetic, succesor al lui Aristotel. Ok, interesant. Ok, câteva, hai pe rând să le luăm. Deci, comparând greșelile, Teofrast spune că sunt mai grave erorile comise din cauza dorințelor decât cele comise din cauza mâniei. Căci cel aprins de mânie, având o oarecare durere și o tainică remușcare, pare că se abate de la rațiune. În schimb, cel care greșește din cauza dorințelor, învins de plăcere, apare într-un fel mai desfrânat și mai efeminat în greșelile sale. Așadar, pe drept cuvânt și ca un filozof demn de acest nume, Teofrast afirma că este mult mai vrednic de învinuire cel care greșește cu plăcere decât acela care comite o greșeală cu durere. Cum percepeți voi asta? Eu încă mă gândesc la chestia asta. E mult mai vrednic de învinuire cel care greșește cu plăcere decât acela care comite o greșeală cu durere. Pentru că e un fel de determinism versus egoism, poate, nu știu. Adică când faci din plăcere, e mai mult egoism. Dar dacă faci din durere, presupune că, băi, tu ai suferit o durere, deci ai simțit o durere în urma, nu știu, aranjamentului logosului din împrejur, știi, rațiunea divină așa aranjat că tu să suferi, dar asta e o slăbiciunea ta, firii tale, că tu ai făcut ceva, da, ai greșit în urma durerii care a fost în afară controlului tău. Apropo, asta tot e chestie stoică. Să delimitezi ce poți controla, de ce nu poți controla. Și dacă nu faci din plăcere, e parcă mai intenționată, deci e mai egoistă, cred că așa mă gândesc. Exact, despre intenție cred că este vorba. Păi da. Când acționezi în urma plăcerii, adică o faci intenționat, că acea acțiune îți aduce ceva care îți provoacă plăcere. Și când o faci în urma durerii, este, cum să zic, un efect. Vine de la sine, da, adică nu că nu poți să controlezi, eu cred că poți să controlezi, dar este, nu știu, n-am cuvinte acum. Mai motivat, are o motivație mai corectă, mai... Te susține, da, măcar. Depinde de autocontrolul fiecăruia. Unii și se pot asta, da, e ca atunci când te doare și spui au pentru că îți vine să spui au. Adică... Da, e un... Păi da, un fel de determinism. Vine aproape natural. Adică, da. Și exact, adică noi de multe ori când suntem puși în situații care ne dor sau... avem alt mod de a privi lucrurile și de a le face decât atunci când stăm în confort și avem plăcere și avem... Și cred că da. El se referă oricum la el însuși, atât. Adică eu chiar văd acest jurnal ca pe un jurnal. Și să nu uităm că el vorbește din poziția de împărat. Adică împărat are deja și confort și scopul este atins, dacă e să ne uităm la... faptul că funcția lui este hotărâtă de părinți sau de, mă rog, de dinainte și eu văd mai mult, cum spuneam mai devreme, că am vrut să intervin, dar n-am mai intervenit, el parcă încearcă să se convingă pe sine de anumite lucruri prin repetiție și prin
prin faptul că tot aduce în discuție aceleași lucruri, deși în contexte diferite. Da, e ca un fel de el are mai multă responsabilitate, având prilej de mai multă plăcere. Și deci asta e, prin definiție, moral mai prost, pentru că tu ai avut ocazia de a nu acționa, ai avut mai multe ocazii, ori, nu știu, spațiul tău de a, în care tu ți răsfrângi acțiunile a fost mai larg, tu n-ai fost atât de limitat. Și da, e mai mare responsabilitate, dar e și mai mare oportunitatea de a proceda corect. Dar din durere, de obicei, e chestie tare circumstanță, e tare îngustă și tu chiar ești aruncat de durere. Tu n-ai, mă rog, ce numai oamenii nu s-o chești pe ești mai limitat, da. Lumea ta e limitată. Da, și reacțiile și, adică, se reduc la foarte puțin. Adică poți face foarte puține lucruri. Când, în schimb, când ești confortabil sau o plăcere, cum scrie aici, ai multe opțiuni. Voiam să, adică îs de acord cu Mirela, cu interpretarea ei și știi cum chestiile de obicei în viața reală, ca exemplu din viața reală, de obicei make more sense, știi, decât pur și simplu așa încerci să te gândești la ele. Și voiam să dau un exemplu. Gen, dacă o persoană înjură când se lovește peste deget cu un ciocan, e mult mai agreabil decât o persoană care înjură din plăcere. Corect, și iertat de ceilalți, că e vorba despre cum ne raportăm la ceilalți. Venim din citatul în care el spune că ne raportăm la ceilalți. Da, eu ce spuneam, adică îi văzut da, altfel, da. Adică cumva e... Exact, e iertat, cumva, eu adică... nu știu. Da. Pentru că când ceva, faci ceva din durere, când faci ceva din durere, tu parcă ești pe o treaptă mai avansată în care tu ești o... un exemplu, ori o întrechipare a unei consecvențe de decizii, ori, nu știu, circumstanțe, dar plăcerea vine parcă mai inițială, adică e mai intenționată. Deci tu n-ai avut ceva din spate care te-a condiționat și deci tu ai mai mare responsabilitate și deci tu ești, da, mai moral responsabil pentru această decizie. Dar durerea vine cu un bagaj din spate, știi? Cum și tu spui, ce nu știu, te-a lovit. Asta cumva îți justifică parțial, deci te iartă. Îți dă un motiv. Asta am zis, că dacă simți durere și vrei să te răzbuni, durerea aia îți dă motiv. Dacă tu vrei să furi sau să fii lacom, ce motiv ai? Logic, n-ai niciun motiv, decât că ești tu lacom. Adică, vrei să spui că n-ai un motiv... moral justificat, moral, așa vrei. Moral, că depinde. Din punct de vedere biologic, ambele sunt motive, știi, dar exact. Moral vorbind, da. Sunt diferite, tare diferite. Mie mi se pare că Marcus Aurelius încearcă să se... autoliniștească, să... Exact, dar e ca și cum el e un prieten pentru el însuși și dă așa cu mâna peste umăr și se... Da, da, și asta e... Nu că se alintă, dar uneori e dur cu el însuși, tare dur, dar dur în măsură în care e necesară ca să învețe ceva din asta, știi? Nu-i dur sadic, deși unii ar spune că poate e sadic uneori. Ori masochist, I guess, da, masochist mi-e bine spus. Scuze că întrerup. Din ce am văzut în carte, nu prea e la un nivel mai ridicat de incertitudine. E totuși ceva în el care îl face să creadă că cam așa merg lucrurile. Gândurile astea mi se par prea ridicate în certitudine. Da, el e destul de convins în multe credințe. Păi... Da. De aia spun, e o diferență între, nu știu, jurnalurile mele de le-aș scrie și în comparație cu el, care a fost antrenat de 12 ani, dar citea deja filosofie, era, mă rog, antrenat 20 de ani aproape să fie împărat. E o lume total, noi nimeni nu putem percepe, de fapt, cum e să fie asta, știi? Noi putem gândi în teorie. Exact. Deci asta îți creează o anumită psihologie de, în primul rând, o imensă responsabilitate și o mustrare de conștiință dacă ai temperamentul de ăla, știi, care oricum asta e puțin și genetic, știi, dacă ai temperament de mustrare de conștiință sau nu. Poți să o dezvolți, dar oricum eu cred că din start vii cu niște set de
de creierul tău, cum el funcționează, știi, e diferit. Și eu presupun că el era așa din start, puțin mai temperamental, în sens avea o stare de conștiință mai mult, era mai, mă rog, nu cu intelectual, dar mai, era mai introvertit, poate, intern. Dacă asta tot, nu știu, greu de spus, era mai introvertit ori nu. Eu cred că împărat. Încerca, da. Spune. Ziceam că mi se pare că încearcă și să echilibreze cumva rolul pe care îl are ca împărat și rolul pe care îl are ca om față de el însuși. Adică, ca om, ca tată, ca, exact, ca soț. Da, da. Adică dezvoltă în aceste jurnale, dezvoltă cealaltă parte a sa care trebuie să fie cumva inexistentă când își desfășoară activitatea de militar sau ce făcea el. Da, da. Trebuie să-ți suprimi conștiința parțial când ești pe câmpul de luptă, la sigur. Și căuta o pace, o împăcare, da. Și cu divinitatea, da. Credea în providență, mă rog, în ce credea el. Gabriel Eduard, salut Andrei. Da, salut. Ne consolează necazul altuia. Asta cred că când vorbeam de mai interior. Da, ne consolează necazul altuia, pentru că noi suntem animale de astea care ne comparăm cu alții, știi? Noi ne raportăm, nu știu, satisfacția noastră în viață, comparându-ne cu ăștia din împrejurimea noastră direct. Asta e o pricină din care internetul a democratizat sentimentul ăsta de sentiment de, da, de neajuns, că te simți de, nu destul de bun, pentru că, băi, ești expus la toate extremitățile. Interesant. Amalia Bianco. Făceți-vă timp pentru a învăța ceva bun și nu vă mai grăbiți înainte și înapoi. Căci proștii sunt cei care se satură de viața în grabă. Stai citat la Aurelius ori dumneavoastră ați scris? Dar e fain. Da, eu vorbeam și despre grabă tot. Pare-mi se chiar în partea cartea a doua, o să vedem. Dar noi cam am trecut de jumătate de chiar avem câteva pagini. Mare lucru când un împărat să fie preocupat de morală și moralitate, Rubicon. O faci din disperare. Ok, eu cam e greu să percep gândul inițial, așa că eu cam am prins la mijloc. În fine, continuăm. Întotdeauna trebuie să-ți aduci aminte acestea. Care este... Nevermind, am citit asta. Astfel să acționezi, să exprimi și să gândești fiecare lucru ca și cum ai putea să părăsești chiar în această clipă viață, căci dacă zeii există, a plecat dintre oameni, nu este nimic primejdios, căci ei nu te-ar arunca în nenorocire. Dar dacă ei nu există sau nu se ocupă de cele omenești, la ce bun să trăiesc într-o lume lipsită de zei sau de providență? Însă zeii și există, se și preocupă de cele omenești și pentru ca omul să nu ajungă în adevăratele nenorociri, i-a oferit toate mijloacele. Pentru restul lucrurilor, dacă ar exista ceva rău, zeii ar fi prevăzut și asta. Pentru ca în niciun fel omul să nu cadă în rău. Ceea ce nu-l face mai rău pe om, cum ar putea să facă mai rea viața omului? Nici din ignoranță, nici fiindcă i-a fost cu neputință, chiar cunoscând toate acestea, să le prevină sau să le îndrepte. Natura întregului nu ar putea să le treacă cu vederea sau să greșească atât de grav, fie din neputință, fie din nepricepere, încât binele și răul să se abată și asupra oamenilor buni și asupra celor răi. Moartea, viața, faima, lipsa de faimă, suferința, plăcerea, bogăția, sărăcia, de toate acestea, deopotrivă, au parte și cei buni și cei răi dintre oameni, chiar dacă ele nu sunt nici frumoase, nici rușinoase. Așadar, nu sunt nici bune, nici rele. E cam despre ce vorbim, neutralitatea asta a stoicilor, da? Deci vezi cum creștinismul a progresat din asta, în sens că s-a dezvoltat în altă direcție, cam e mai moralist creștinismul. Dar stoicismul vede că parcă totul are sens în faptul, așa, într-un sentiment mai neutru. Și mă gândesc că aceasta, știi,
Această neutralitate parcă se oferă poate un echilibru mai mare, deci nu simți că e o injustiție în lume, dacă chiar sincer crezi că, băi, așa a fost aranjate lucrurile, chiar dacă e dificil asta să crezi, dar parcă tot e un fel de autoliniștire din partea lui Aurelius, știi? Dar nu numai din partea lui, pentru că asta chiar e o parte centrală în stoicism. Poate și-a învățat-o, știi? Da, bogăția, toate suferințele astea, plăcerile, nu sunt nici bune, nici rele. Epicurienii ar spune că sunt bune. Da, plăcerile. Cinicii ar spune că știi, bogățiile sunt rele. Spune că nu. Stoicismul nu spune asta. Spune. A, voiam să zic că și creștinii ar spune că sunt rele, da. Da. Exact. De-aia, chiar dacă mulți spun că creștinismul e bazat pe stoicism, da, poate, tangențial, inițial, dar sunt diferențe mari, de fapt. Asta e o diferență mare, știi? Ce zicea, nu Platon, Socrate, că omul e format din trei părți, sufletul, corpul și după aia a treia parte, tot ce ține de corp, adică bogățiile, faima, onorurile, virtuțile, adică ceea ce îți atribuie lumea, dar ceea ce totuși nu-ți aparține ție, nu te definește. Acum tu considera că sunt bune sau rele, tot așa un fel de neutralitate. Da, că totul are locul său, știi, adică frustrările, toate astea, ele există pentru o pricină și bogățiile există pentru o pricină, adică ele nu, ele tot parcă testează caracterul, orice o tipul ăsta, știi. Pentru că să spui că ele sunt rele ar fi o revoltă față de zeii ăștia, da, care au organizat logosul din universul ăsta stoic. Parcă e o revoltă, da. Știi, e ceea ce ei nu recomandau. Tocmai, pentru că ești împărat, ai nevoie de o credință, să îi unești pe oameni. Și ar părea ciudat ca tu să fii ateu tu în gândurile tale, dar să promulgi o credință în uniune, cum că noi ar trebui să ne facem treburile pe pământ exact cum ni le-a dat proveniența, pentru că trebuie să respectăm asta. Știi că a zis el că ce rost ar avea să trăiești fără să trăiești pe pământ dacă nu există dacă nu există zei. Da. Căci dacă n-ar exista zei, în viziunea lui n-ar exista scop și atunci chiar toate îndemnurile astea n-ar avea sens, ar fi lipsite de ceea ce noi acum simțim, nihilismul ăsta, da, contemporan. Noi n-aveam reper, n-aveam pentru ce justificau moralitatea oriceva, în afară de faptul că putem spune, nu știu, că asta e suferință și asta e rău. Dar de ce e rău, în afară de sens biologic, noi nu putem spune dacă nu credem în vreo providență, ori nu știu, vreun zeu. Dar la el e tare rigidă lumea asta, e clar, zeii, așa o setan, înseamnă că are o logică totul, deci bogățiile, inclusiv și sărăcie și tot suferința, are un sens. Un scop. Deci nu-i nimic aleatoriu, de fapt. De asta și mă refeream la început, Gică, că e mai semnător cu Parmenide. În sens că tot universul e unul, are, deci, o unitate, deci totul e aranjat în el. Da, sunt schimbări, dar nu-i haotic ca la Heraclit. Tot e haotic, tot e destramă. Ei, mai mult văd ca Parmenide, similar. Da, eu sunt de acord cu asta, adică eu pur și simplu am menționat că are pasajul ăla cu... Și cred că chiar urmează, m-am uitat acum că urmează să citim despre urmează. Asta. Anume că da. E interesant cum are părțișoare în hieraclie de schimbare și anume că în lume se întâmplă schimbările. Posibil că el considera ca și Platon că există o lume în care schimbarea nu e, adică nu există cumva... Nu chiar, adică el vedea stoicismul, orice obțin Aurelius așa vedea, că cosmosul ăsta, el e material. Deci el era mai
Da, e bizar. El avea idei platonice, dar el nu subscria numai decât tărâmul ideilor. El vedea totul mai aristotelian, de fapt. Totul e aici. Pur și simplu, da, e un hibrid. Spun că e un hibrid, e o punte de trecere între filosofii. Dar el n-avea ideea asta de tărâmul ideilor, că ceva e perfect în afara lumii. Nu, lumea asta deja nu că e perfectă, dar e aranjată. Are un scop. Deci cosmosul e material, logosul e material, nu numai, deci nu e tare abstract. Asta și se reflectă în doctrinele stoice, stare pragmatice, parcă stare legate cu fizicalitatea lumii. De aia pe mine îmi pare o leacă contradicție când Aurelius spune că băi trebuie să-ți dezici carnea, să știi să-ți... Îmi pare o chestie tare personală la el, numai decât reflectă stoicismul tipic. Și... Da, de aia, într-un fel, Aurelius, de fapt, nu e stoic tipic. Asta e paradoxul, ori, mă rog, misconcepție, misconception, da? Eu așa cred că el nu e stoic tipic, e un stoic așa, un hibrid, nu știu. La nevoie. La nevoie, da, un stoic care, o exprimare, de fapt, o întruchipare a omului, poate o întruchipare mai sinceră a stoicismului, în care, știi, omul... Băi, s-a luptat cu toate grijile astea, a avut probleme, nu întotdeauna putea să urmărească doctrinile stoicismului, că e dificil, dar ai atâtea responsabilități. Și de aia cred că mulți se reîntorc mai mult la el decât, nu știu, la... Da, deci înțelegi că, cum eu adesea vorbesc, stoicismul e aproape de neatins în forma sa pură, parcă e contra naturii umane, dar... Aurelius e cel mai alături de ca cum ar trebui să fie, oricum ai putea fi, știi, în practică, așa eu văd. Da, ok, ai pus mute. Dacă la tine nu știu ce suni, tără... Adică pui în mute când vrei să vorbești, dar e ok. Salut, apropo. Salut. Ok, dar să știm mai departe. Unless voi aveți păreri despre ce am vorbit eu. Cum toate lucrurile dispar repede, trupurile înseși în lume și amintirea lor în veac. Astfel sunt toate obiectele sensibile și mai ales cele care ne ademenesc prin plăcere sau ne înspăimântă prin durere sau ne fac să scoatem strigăte din orgoliu. Cum sunt lipsite de valoare, vrednice de dispreț, murdare, trecătoare și moarte. Acordă întreaga atenție capacității minții. Ce sunt cei ale căror păreri și ale căror glasuri oferă faima și contrariul acesteia? Ce înseamnă a muri? Dacă cineva ar cunoaște moartea în ea însăși și dacă, printr-o analiză a gândirii, ar împrăștia toate născocirile propriei închipuiri, ar considera că moartea nu este nimic altceva decât o lucrare a naturii. E pueril dacă cineva se teme de o lucrare a naturii. Apoi, aceasta nu este numai lucrarea naturii, ci și folositarea ei. Cum atinge omul zeul și prin care din părțile sale și când se întâmplă, cum este dispusă această parte din om? Acordă întreaga atenție capacității minții. Da, asta e asemănător cu... Adică e continuarea platonismului în care... Mintea ar trebui să conducă spiritul, da, pasiunile și... Hai că am uitat modelul tripartit al lui Platon. Pasiunea și voința, da. Deci Platon vorbea despre eros, logos și timos. Pasiunea, intelectul, deci intelectul, ori logosul, ar trebui să conducă restul părților ale sufletului. Moartea nu este nimic altceva decât o lucrare a naturii. E un fel de moment omoare, da? Este tare central în stoicism. Dar e greu să-l accepti. Adică e greu să-l introduci asta în viața ta de zi cu zi. Hai, știi, mă trezesc azi dimineața, îmi fac o cafea. Știi ce? Băi, ce nu mi-ajunge în viață? Băi... da, să mă gândesc la moarte, într-adevăr, da, să mă gândesc la moarte, pur și simplu, așa, fără o pricină, să ne înund gândurile cu moarte, adică aveți cineva așa obicei,
mi-ar fi interesant, adică la mod serios. Deci, îmi pare tare anti-uman să te gândești mereu la moarte. Adică te gândești numai în situații de criză, nu știu, de momente când ești satisfăcut. Un fel de conștiință foarte profundă. Altfel, oamenii nu sunt conștienți tot timpul. Am văzut exemplul la Cioran, care nu i-a făcut foarte bine. Și până la urmă lumea este efemeră. Numai că lumea nu prea conștientizează și chestia asta. Lumea e un pic... nu știu cum să spun... orgolioasă, arogantă, nu prea se simte așa. Dar asta e o fumurare mai mult. Până la urmă, chiar suntem efemeri, avem locul în mormânt deja asigurat, deci... Nu trebuie neapărat să fii băgat în mormânt. Comentariul cel mai fain probabil al zilei vine de la Victor Roșca în YouTube. Eu sunt șofer de tir și mă gândesc la moarte on a daily basis. Cel mai mare stoic dintre noi e Victor Roșca. Da. Da, tu te gândești din necesitate că, băi, mergi cu un tir, cu o mașină de tehnologie care chiar poți ucide un om foarte ușor, ori o mașină, știi, da, asta e, da, cu Memento Mori chiar spun momente obișnuite. Stau acum și hai să mă gândesc la moarte, voi muri, știi, e util, da, cred că e util, dar nu știu cât e de aplicabil asta, știi, e dificil. Dar la sigur îți... Da, spune. Majoritatea oamenilor nu se prea gândesc la moarte pentru că încep să devină depresivi și când le mai vin gânduri de astea, pur și simplu își schimbă subiectul. Trebuie să recunoaștem că e un subiect deprimant, foarte deprimant. Dar eu cred că nu te poți gândi efectiv la moarte, adică cred că fiecare se gândește diferit. Cum adică să te gândești la moarte? E ceva ce nu cunoști, e ceva ce doar îți imaginezi. E în funcție de... Nu imaginăm nimicul. Pentru că moartea înseamnă exact. Deci e foarte greu să te gândești la nimic. Da, corect, dar să spui că e deprimant înseamnă că tu deja ești deprimat ca să devii deprimat când te gândești la moarte. Păi gândindu-te că nu vei mai fi într-o zi și tot ce ai lăsat pe planeta asta va rămâne aici și tu te vei duce într-un alt loc sau vei dispărea pur și simplu, da, e deprimant. Nu trebuie neapărat să fii deprimat. Zic și cred că depinde de fiecare persoană. Eu... personal, m-aș putea gândi și uneori chiar aș zâmbi, pentru că uneori chiar nu mai vreau. Nu pentru că sunt deprimat de ceva anume, ci sper să vină mai repede, însă nu tânjesc acum. Dar e ciudat. Dar asta e un fel de susținere a ceea ce spunea Mirela, că nu neapărat. Dar acum depinde și din ce punct privești situația și cât de profund. Atunci, eu da. Cred că pot vedea moartea doar ca o prelungire a gândirii pe care o ai deja. Nu o poți vedea altfel decât cum deja gândești. Dacă... Adică așa ai și viața când vezi moartea. Așa cred eu. Și m-am gândit de foarte multe ori la acest subiect, mai ales că am pierdut oameni foarte dragi și tineri. Și sunt o persoană care overthinks de foarte multe ori și nu am găsit un răspuns, m-am frustrat de foarte multe ori, dar nu e ca și cum ar trebui să știm. Să vină așa cum un fel de, un fel de meditație, contemplare asupra ei, cum zicea Blaga. Eu cred că e doar imaginație. Da, putem să ne gândim și pozitiv la moarte. În primul rând ne gândim la moarte ca fiind o consecință a faptului că ne-am putut naște, am avut ocazia de a ne naște noi tocmai dintre alte milioane de spermatozoizi. Am avut ocazia de a face ceva pe planeta asta și avem ocazia de a face ceva pe planeta asta. Deci putem privi și optimist. Este semnificativ pentru planetă ce facem noi pe aici. E semnificativ doar pentru noi înșine. Pentru scop. Revenim la scop.
Poți să spui ceva facem despre despre Memento Mori și chestia asta? Deci, Andrei, ne auzi? Da, vă aud, eu tac pentru că voi tare fain, tare fain dezvoltați gândurile. Chiar Rubicon în YouTube a scris, fain, fain gânditori sunt pe Discord. Sunt de acord, eu tare mă mândrez de comunitatea asta, adică nu-i datorită mie, adică datorită vouă. Da, e nice chiar. Ce vreau eu să adaug despre chestia asta, cred că anume Memento Mori nu ca să te gândești, sau nu numai Memento Mori, dar în general, de a te gândi la moarte, nu e că să te gândești permanent. De exemplu, în fiecare zi stai și te gândești, ai, acorzi, nu știu, o oră pe zi gândurilor la moarte, da? E un fel de ține minte, ține minte moarte, da? Da, un fel de reamintire, da? De exemplu, uite, să dau un exemplu personal, da? Tot am avut o rudă care iarăși s-a întâmplat o tragedie, adică o chestie care a fost sub controlul lui, adică sub controlul lui, în afară controlului lui, da? Și era o persoană tânără și o persoană care iarăși foarte aproape inimii mele și câteodată îmi amintesc de el, adică sunt chestii care îmi amintesc de el, da? Nu știu, poate iarăși ceva mirosuri, ceva imagini, da? Și atunci mi-amintesc că de fapt chiar sunt muritor. Și ce am în vedere prin asta că, da, noi toți știm că suntem muritori, dar omul e așa un animal care e foarte greu să gândească el o să moară. Adică ego-ul nostru nu prea ne permite să acceptăm chestia asta. Adică tu știi că ok, da, o să mor cândva acolo la 90 de ani și atunci până atunci o să mă obișnuiesc cu gândul ăsta sau... Și 90 de ani e ca și, e mai aproape de infinit decât de astăzi, știi? Și pentru noi adică e greu să acceptăm faptul că o să murim. Și momentele când îți amintești, adică, de exemplu, uite, în cazul meu, o persoană, da, care mi-amintește permanent că uite cât de ușor poți să mori, adică omul e așa de fragil, e un animal atât de fragil cât ca majoritatea animalilor. Și sunt atâtea lucruri care poate să te omoare și să-ți pună capăt, adică vieții tale, da? Și atunci chestia asta, adică ceva care ți-ți amintești permanent, e o chestie bună. E o chestie bună anume prin definiție, că îți amintești că de fapt tu nu ești, că tu ești mortal și că muritor. Atât timp cât nu te consumă, că asta e un punct important. Păi, da, cât nu te împiedică să trăiești viața din prezent, știi? Cât nu te deprimă. Da, dar eu consider că cu cât mai mult te gândești la ea, adică nu cu cât mai mult, au cât mai mult faci exercițiile astea de amintire, cu atât mai ușor ții să accepti chestia asta, decât dacă tu ignori chestia asta și niciodată nu te gândești. Da, e devine ceva normal, parcă, știi, o parte normală vieții, dar să mă gândesc la moarte, corect, știi? Corect. Eu, no, asta e, scuze, ne-am amintit de Spinoza, da. Vorbea despre asta, el așa e mai raționalist, el vorbea despre, el încă înainte de Freud spunea de chestia asta care e terapeutică, că uite, când exprimi o durere, o suferință, tu o faci mai puțin, știi, deci efectul ei se nivelează, ori se micșorează, pentru că tu, dându-i da, definiții, ori exprimând-o, Schopenhauer după, poate, cu Spinoza încă da. E de mai demult. Dar, da, exprimarea a unui sentiment, mai ales dureros, a unei stări, elimină bagajul ăsta, cel puțin parțial, nu știu, negativ, da? O demistifichează, demystifie, știi? Îi scoate mistica din ea și, băi, e ceva, da, despre ce vorbea și Aurelius, că e ceva mortal, e ceva parte a naturii, știi ce din natură nu e rău, așa spunea Aurelius, știi? Da, eu sunt de acord cu tine, Gica. Per general, sunt de acord. Pur și simplu spun că e cam dificil să faci asta, știi? Că... Da, dar iarăși, nu cred că lucrurile întotdeauna trebuie să fie ușoare. Da, dacă sigur. E dificil, înseamnă ceva. Apropo de asta, eu... Da, aceeași abordare cu... cum acum e industrializată moartea în America, de exemplu, în US, sau chiar și acum vine în Europa, chestia asta că... Nu faci nimic. De exemplu, dacă un părinte de-al tău moare, tu nu-l vezi decât pus deja în secriu și câteva secunde
A, adică mi se pare că e o zi în care vin oamenii și își iau rămas bun, da, și după aia cumva e îngroparea care iarăși i-a stopat, nimic nu se vede, știi? Și pe de o parte gândești, ok, civilizat, e o chestie care, cum s-ar spune, să ai imagini cu el când era viu, știi? Să nu ai ultima ta imagine să fie cu el când e mort, știi? Adică pentru că asta o să te hontuiască, știi? Da, și așa am crezut o perioadă. Dar înțeleg că, de fapt, oamenii care, chiar și ăștia, hunter-gatherers, care e gen oamenii primitivi, ei mai bine acceptau moartea, adică puteau să doarmă lângă mort, anume în faptul că ei îl vedeau lângă, adică era o parte din ei. Nu era, iarăși, cum ai spus tu, nu era mistificarea asta, știi, că ok, că a dispărut, știi, că nici nu am văzut, cum căței când, știi, când îmbătrânesc și pleacă de acasă și nu-i mai vezi, știi? Pentru mine pentru, e tristă chestia asta. Eu mai pentru că, eu așa cu mâinile știi mele, cum, decât... dacă noi tot ambii cunoaștem pe Lovecraft și îl iubim, Lovecraft anume a dezvoltat definiția asta în novelele lui scurte, istorioarele de frica de necunoscut. Asta e în esență, e frica de necunoscut. Și cât mai puțin o cunoaștem, cât mai mare frica amplifică. E un fel de creierul nostru, creează asociații mistice și așa mai departe. Cum o zis, în esență, moartea este necunoscut, iar nouă oamenilor, cum ne este frică de necunoscut, ne e frică și de moarte. Da. Însă știm că nu vom mai fi după moarte, asta ne sperie cel mai tare, ești și necunoscut, dar și faptul că nu poți da un pas înapoi, este teren, tot. Dar ești din cauza că noi nu știm ce de fapt moartea ca tare, știi, că tot ne-am amintit de, dacă vorbim de moarte, am găsit un aforism de la Cioran, despre neajunsul de a fi născut, care am făcut deja o serie, n-am terminat-o, încă dar... Încă o citesc. E un aforism care chiar nu mi vorbește despre asta. Cioran vorbește. O prietenă, după nu știu câți ani de tăcere, îmi scrie că nu mai are mult, că se bregătește să intre în necunoscut. Acest clișeu m-a făcut să mă strâmb. Prin moarte, mi-e foarte neclar în ce putem intra. Orice afirmație aici mi se pare abuzivă. Moartea nu e o stare. Ea nu este, poate, nici măcar o trecere. Atunci ce e? Și prin ce clișeu am să-i răspund, la rândul meu, acestei prietene? Eu, când am făcut partea asta a patra cu Cioran, am spus că moartea e un fel de abrupție, știi? Ea stopează viața, dar ea apoi dispare, ea nu-i o trecere, nu-i o stare, știi? Cel puțin în termenii noștri, așa, poate lipsiți de afterlife. Da? Lipsiți de viața după moarte. Adică, nu știu, îmi pare interesantă ideea asta, că noi nu știm de fapt, adică e... nu poți spui că e o stare, nici o trecere de fapt. Trecerea parcă e mai Trecerile și stările se întâmplă numai când ești în viață. Dacă nu mai ești în viață, nu mai faci nimic pentru că nu mai ești. Exact. Trecerea presupune niște acțiuni, niște evenimente în viitor. Tu treci în ceva, dar moartea e un fel de abrupție, nu știu. E un eveniment tare, știi, brusc, care nu urmează nimic după asta. Mă rog, în sensul nostru, de dacă ne debarasăm de zei, știi. E deprimant tare asta, da? Dacă te gândești. Eu cred că moartea e și ceva individual și ceva comun. Dacă ați observat voi, că noi știm că o să ne moară celulele. Când o celulă moare, noi nu știm de ea. E ca și cum ar muri un om pe pământ, dar dacă ar muri toate viețuitoarele de pe pământ, e exact moartea în esența ei. Ca și cum ar muri tot organismul. Dacă ar muri toate celulele din corp, asta înseamnă moarte. Dar dacă ar muri doar o celulă, nu înseamnă moarte, înseamnă viață, nu? Nașterea unei a noi. Exact. Asta nu ne consolează. Câte din lucrurile pe care le știm despre moarte ne consolează cu adevărat? Aproape niciuna. Da, legat de ideea asta, eu cred că organismul nostru, până afară de neocortex, pentru că organismul nostru cu sistemul limbic, cu reptilian, E proiectat pentru supraviețuire cu frica asta de moarte, care ne ține departe de pericole, și ne-a apărut și neocortexul, care inventează povești să
ameliorezi, te liniștească, să nu crezi că ești în pericol chiar de la orice. Te uiți la mai de arhitect, probabil. Da, probabil ai dreptate. Da, eu nu mă uit. În fine. Da, zic așa, ca idee că organismul nostru e proiectat să, să-i fie frică de moarte, ca și o celulă, o, cum era aia? E o armă, frica e o armă care, cu care tocmai, suntem, plecăm la drum. Aia, dintr-o celulă, e frică și ei de moarte și ea se ferește de obstacole, de și o plantă. Da, dar nu ne ajută, de... tot nu ne ajută, adică bun, știm toate astea. Am aflat cum funcționăm, cum suntem, tot nu ne ajută, adică și spunea cineva că dacă murim la 90 de ani suntem mai aproape de infinit. Într-adevăr, doar că mie mi-au murit bunici și chiar și mama și cu cât se apropiau de bătrânețe, bunicul în special avea aproape 80 de ani, cu atât era mai înfricoșat, adică nu e, cred că ține doar de înțelegere. Nu contează vârsta la care înțelegi, dar când înțelegi că este inevitabilă și practic nu prea ai ce să faci în legătură cu ea decât să-ți amintești că trece timpul. Memento mori, eu cu asta l-asociez, cu faptul că trece timpul și mai ai încă puțin șansa să te bucuri, dacă vrei. Dacă nu, ea vine oricum. Da, dar asta presupune că există un timp oarecare, dar nu există niciun timp oarecare, adică nu suntem siguri cât timp avem la dispoziție. Nu, dar noi avem acum, noi. Corect, dar uite, noi acum vorbim, eu cu tine și cu restul, și da, adică ăsta-i, asta avem. Păi da, și asta e foarte puțin. Dar ce voiam să zic eu, că, nu știu, oamenii care de obicei ajung la bătrânețe și se tem de timp, de moarte, sunt oamenii care nu se gândesc prea mult la moarte și nu s-au gândit prea mult la moarte și cam... De acord. Da, și adică de asta se spune, e un exercițiu de gândire sau de reamintire, că suntem mortali, de... mortali. Eu sunt de acord, muritori. Dar depinde și cum o gândești, că dacă o gândești ca pe tatăl nostru, de exemplu, cum spun foarte mult creștini și la un moment dat... La puțin timp după ce au învățat rugăciunea, deja o spun, nici măcar nu mai sunt acolo, nici măcar nu mai conștientizează ce fac. O spun mecanic. Adică dacă și memento mori devine tot asta, e tot inutil. Da, da, păi e clar, depinde cât de bine îți faci exercițiile terminale pentru acasă. Dar ce voiam să mai adaug, cel puțin, uite, spun că nu ne ajută nimic din ceea ce știm noi despre... Iarăși, depinde de om. Pe mine, de exemplu, mă ajută un lucru foarte simplu. Mă ajută faptul că eu îmi dau seama că reacția mea la moarte e ca și cum eu aș fi trăit înainte de asta și acum cumva am fost nemuritor până acum și acum cumva instant am devenit muritor și ok, o să mor, nu? Adică întotdeauna am fost nemuritor și întotdeauna și toți oamenii ok, nemuritor, da? Întotdeauna am fost muritor și toți oamenii sunt muritori. Și adică nu e o chestie care mie mi se întâmplă, doar mie, eu, Gică, doar eu o să mor și toți o să trăiască fericiți până la adânci bătrânețe. Nu, toți o să trăiască până la infinit, până la ultimele zile ale universului, știi? Și eu sunt singurul. Adică asta e o chestie care îmi pare foarte, foarte egoistă din partea oamenilor. Adică permanent să gândească că eu o să mor și atunci... Îmi pare destul de copilărească chestia asta. Adică eu înțeleg că o frică este, da. Oricine se teme. De exemplu, dacă eu nu m-aș teme de moarte, atunci eu n-aș aș merge nici măcar pe zebra, așa, în direcția mașinilor aș merge, știi, că știu, ok, nu mă tem de moarte, știi? Adică moartea, dacă n-ai frică de moarte, te face mai irresponsabil față de seminii tăi. Corect, da, dar voiam să spun că, adică, nu știu, îmi pare un pic... Straniu, chiar foarte straniu când oamenii se comportă așa de parcă au fost până acum nemuritori și acum au devenit pentru că altfel, altfel nu putem fi, așa suntem construiți, asta e un paradox al nostru, știi? Spune că altfel nu ne manifestăm în viață. Egoismul face parte din... Adică nu numai egoism, dar naivitate. Te poți să-l reduci la fi foarte insignificant, știi? Adică da, să fii da, într-așa o măsură de nu contezi. Că tu, adică să-ți pese doar când, da, ok, ceva s-a întâmplat, a murit cineva apropiat, da, clar. Eu cred că durerea când cineva apropiat moare puțin și atunci. E mult mai puțin.
Depinde cât de apropiată ți-i. Că, de exemplu, exact, cu inima hântuiești persoana aia permanent, dar nu cu sens negativ, dar în sens că mi-amintesc de el, știi, și oricum devin un pic așa trist, știi, și... Dar adică asta cumva... este tot subiectiv, adică are legătură tot cu relația pe care ai avut-o sau motivele corect, pentru corect, care, adică corect, e subiectiv. Dar vreau să spun că îi mai tragic când cineva drag moare decât tu mori. Adică cel puțin pentru mine e așa. Corect. Eu, de exemplu, dacă o să corect, mor, da, nu, clar, nu-ți mai pasă. Nu o să știi. Da. Mai, da, mai mult, ca și cu durerea. Crezi durerea altora. Da, sau cu boala. Mult mai tare te afectează când e bolnav, da, celălalt decât... Corect. Da, și bun, cum am spus, adică cel puțin pe mine mă ajută chestia asta, că să mă gândesc că, de fapt, întotdeauna am fost muritor și că... Adică nu există nicio scăpare, știi? Adică e un fel de... O vezi oricum acceptare, într-un sens pozitiv. Și de asta te ajută. Tu vezi, tu vezi Gica ca un platonic, știi, că noi să ne reîntoarcem înapoi într-un fel în tărâmul ideilor cu suflet. Mă rog, poate nu direct te gândești așa, dar cam gândirea ta e asemănătoare. Adică noi... Eu spun mai grabă, foarte stoic mă gândesc la chestia asta, da, chiar dacă înainte ca să citesc despre stoici, adică eu cumva făceam exercițiile astea, adică pur și simplu mă gândeam un copil prost, știi, la tot felul de ok, dar dacă ce o să întâmple după ce eu mor? Adică eu țin minte... Dar eu cred că asta nu sunt întrebări de copil prost. Filosofia își constă niște întrebări basic. Că, da, că știi, copiii de obicei n-ar trebui să gândească la chestia asta, dar na, știi cum. Probabil, eu țin minte că eu aveam vreo 12 ani și sora mea avea 10, adică cu 2 ani mai mică. Și eu am întrebat-o odată, știi, când aveam vârsta aia, dacă se gândește la moartea ei, știi, și la... Adică, și clar că ea s-a speriat că un copil a zis că nu, nu, și niciodată să mă mai întrebe așa chestii, nu vreau să mă gândesc la asta, știi, adică nici măcar un gând să nu-mi faci că eu să mă gândesc la chestia asta. Dar eu m-am gândit, eu întotdeauna m-am gândit și clar, cu vârsta și cu exercițiul ăsta care îl manifestam sau îl practicam eu din când în când, nu știu, am ajuns așa la un fel de concluzii care m-a depărtat de frica aia care e inițială, știi, când te gândești cu... Tu o să dispari și nu o să mai existi. Adică ceva se simte, simte relaxarea. Da, da, se simte. Adică și mai ales prin faptul ăsta că mai citești de la alții, știi, și vezi cum ei. Și iarăși când mi sunt foarte simpatice stoici, anume din punctul ăsta de vedere, cum ei abordează viața, știi, și problemele vieții. Și cumva când am văzut că eu am început, cred că, cu Epictet și la el este chestia asta, un cumva de exercițiu. Cred chiar de la dânsul vine și Memento Mori, nu sigur. Dar există foarte multe exerciții din astea de gândire și el spune chestia asta că nu trebuie să te gândești de parcă ai fost permanent nemuritor și acum ești muritor. Da, și probabil vin de la Epictet pentru că Aurelius îl citează din Stoic cel mai mult pe Epictet, așa, e destul de clar. Da, da, cred că cel mai tare l-a influențat. Da, 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 la sigur. Și sunt câteva comentarii Alexandru... în... Ce, Alexandru? Ah, cel mare pe Aristotel? Vrei să spui orice? Nu, nu, nu că pe Aristotel, Tamac, dar prea... l-a căutat pe Diogenes, așa, și Antonio Parcloi l-a căutat pe Epictet ca pe un... soare pe care el niciodată nu a putut să-l obțină, știi? Da. Vrei să povestești despre cazul ăla, cel puțin anecdotă cu Alexandru cel Mare și Diogene? În care el căuta pe Diogene și a dat de el, mă rog, Diogene trăia într-un butoi în stradă și Alexandru așa a venit la el cu dorința că, băi, ce dorești? Dorință nobilă. Ce dorești tu? Ce dorești? Să oferi orice. Îți dau tot da, ce vrei. Diogenie, băi, dă-te într-o parte când văd soarele, știi? Da. Și că Alexandru a spus că, băi, din aș fi eu, Alexandru cel Mare, știi ce, aș vrea să fiu ca Diogenie. Nu? No? Diogenie, eu cred că... Da, Diogenie, cred că, nu știu, cinismul lui are sens în anumite circunstanțe, că n-ai de ales. Aici sunt niște comentarii pe YouTube tare faine. Nu știu care să o aleg. La Monsieur Critic, dacă te gândi la moarte, ai observat că toate lucrurile utile care sunt aparent necesare, de fapt nu sunt, dar noi ne dorim supraestimarea progresului doar pentru a construi o etalare expresivă.
Da, într-un fel. Supraestimarea progresului, nu știu la ce progres te referi, dar doar pentru a construi o etalare expresivă. Clar că noi etalăm momentele astea și le... Și Aurelius făcea asta, cred că le etala, le făcea mai expresive, deci asta e și o valoare în sine, cred că creează un scop aparte. În romanul său, John Manole, în romanul său Moartea lui Ivan, Tolstoi propune ideea că noi ne pierdem timpul de parcă am trăit, de parcă am trăit 1000 de ani. Ivan a avut o viață eșuată chiar dacă era bogat, nu a avut o fericire în viață. Nu, da. E un clișeu, dar de multe ori adevărat. Amalia Bianco, memento mori, sintagma latină care înseamnă amintește-ți că vei muri, ea se referă la arta de a muri sau ars moriendi, induce o etică a detășării și ascezei. Da, e un fel de practică, iar arta presupune o repetiție, deci dacă ne referim la Aristotel, ca să devii bun, ori ca să devii bun în ceva, trebuie o repetiție, deci e un act, un habit, știi, nu e o, da, nu e o stare, nu e o calitate, în o acțiune. Și deci, într-un fel, memento mori e un tip de acțiune care îl faci, o artă, deci îți reamintești din când în când că ești mortal. Asta m-a amuzat. Octavian Găzun, cât de mult se aseamnă momentul când îți dai seama că chelești cu revelația că moartea e inevitabilă? Este ceva, este ceva. În câțiva ani urmă când am înțeles că schelesc ca și tata, îți distruge lumea, știi, îți distruge niște iluzii. Și e destul de dureros la început, nu știu, cei care au chelit din bărbați mai ales, crezi că cunoaște sentimentul, dar te adaptezi la el. Dar viața îi devine mai calmă după ce accepti asta. Dar clar că e ca în tipic 8 steps, oricum acolo, denial, apoi anger și mai departe, deci am trecut prin astea. Cred că totul stă în obișnuință. De? Da, obișnuință. Te obișnuiți să ai păr, nu o să mai ai păr. Te obișnuiți să ai viață și lumea în jurul tău este foarte vivace și tot așa. Moartea, e puțin mai dramatic totuși viața cu părul, știi cum? Da. Analogiile sunt tare extreme. Dar știi că poți să spui, nu? Glumesc. Ce-ai spus? Am pierdut. Am zis că poți să spui, adică nu mai e o problemă ziua de azi. Nu, deloc, adică... Chiar îți spun cu chestia cu obișnuință, te deprinzi, deci îți găsești raționalizare. Ce, dar fără păr e bine, e mai ușor, nu trebuie să-ți faci coafură. Adică la mine așa raționalizarea merge, știi? Mă face să mă împac cu asta. Cum și poate Aurelius s-a împăcat cu unele chestii, știi? Că nu poți controla totul, it's ok, știi? Și cred că repetându-ți o mantră ceva de tipul ăsta, ca memento mori, că vei muri, devii, da, mai obișnuit cu ea. Într-un mod normal, deci are sens. E un fel de... De-aia probabil ăștia, terapia asta cognitivă contemporană, multe idei sunt trase de la stoici, pentru că repetarea asta și acceptarea, nu știu, unei neplăceri, are o funcție chiar neurologică, deci îți întărești anumite gânduri și chiar neurologii vorbind, mielina împrejurul neuronilor se întărește și îți dezvolți un habit. Mă rog, asta deja e altă temă. Haideți să mai citim, că avem încă puțin. Nimic nu este mai nesuferit decât cel care dă pretutindeni târcoale și care cercetează măruntoaiele pământului, după cum spune poetul, și caută să afle pe baza unei dovezi ce se petrece în sufletele din apropierea lui, fără să înțeleagă că este de ajuns să se apropie numai de daimonul său interior și să se îngrijească de el cu adevărat. Grija pentru acesta... Înseamnă a-l păstra neîntinat de patimi, de capriciu și de nemulțumire față de evenimentele provenite de la zei sau de la oameni. De fapt, cele care vin de la zei sunt respectate datorită supremației acestora, iar cele care vin de la oameni ne sunt dragi datorită relației de înrudire cu aceștia. Uneori, oamenii sunt într-un fel demn de milă din pricina necunoașterii binelui și răului. Acest neajuns nu este mai mic decât neputința de a distinge obiectele albe de cele negre. Așa, e o gândire tare ierarhică, deci similar cu Platon. De fapt, cele care vin de la zei sunt respectate datorită supremației acestora,
Cele care vin de la oameni sunt rase datorită relației din rodire cu aceștia. Ierarhie, dar în același timp, un fel de cosmopolitanism, dacă ai o relație cu toți, chiar și cu un sclav, că ești e om și el. Asta s-a răsfrâns și la filosofia creștină, dar și mai apoi la imperativul categoric al lui Kant, într-un fel. Știi? Da. Do unto others as you do unto thyself. Știi? Să procedezi cu alții cum ai proceda cu tine însuți. Ceva tipul ăsta. Un universalism. Care, mă rog, are și văgâunile lui, dar cred că ca o morală generală e utilă. Și uneori oamenii sunt într-un fel demn de milă din pricina necunoașterii binelui și răului, că din ignoranță. Ceva similar spunea și Camus, că de fapt majoritatea oamenilor pur și simplu sunt ignoranți, dar nu că sunt răi din natură. Nu știu, depinde pe cine întreb. Cred că Thomas Hobbes, ăsta care a scris Leviatanul, ar fi în contrazicere cu ideea asta. Eu credea că oamenii sunt răi de la natură. Chiar dacă ți-ar fi dat să trăiești 3.000 de ani și tot atâția ani de 10.000 de ori, amintește-ți totuși că nimeni nu pierde o altă viață decât cea pe care o trăiește și nici nu trăiește altă viață decât cea pe care o pierde. Așadar, viața cea mai lungă și viața cea mai scurtă înseamnă același lucru. Căci prezentul este egal pentru toți și timpul care se pierde este așadar egal, iar cel care se duce pare astfel foarte scurt. De fapt, nimeni nu ar putea să piardă nici trecutul, nici viitorul, cum ar fi posibil să îi se ia cuiva, adică cum ar fi posibil să îi se ia cuiva ceea ce nu are. Trebuie deci să-ți aduci aminte întotdeauna de aceste două principii. Primul, că toate lucrurile au din eternitate același aspect și revin în cerc. Și nu este nicio diferență dacă cineva va vedea aceleași lucruri 100 de ani, 200 de ani sau un timp infinit. Al doilea, că și cel cu o viață foarte lungă și cel care moare în cel mai scurt timp suferă aceeași pierdere, fiindcă prezentul este singurul de care omul poate fi lipsit. Dacă e adevărat că numai pe acesta l-are și nu poate să pierdă ceea ce nu are. Nu poți să pierzi ceea ce nu ai. Da, asta e ceva similar deja cu ăsta. Deci vezi când citești pe Aurelius, vezi tangențele care s-au făcut în modernitate, da? Deci e similar ceva cu mindfulness ăsta tot, da? Ceva poate o tangență cu budismul, cu... Să accepți, deci să fii în prezent. În teorie, da, adică o viață scurtă, o viață lungă, nu știu ce părere voi aveți... Îmi pare o leacă forțat chestia asta, chiar dacă poate prin practică chiar o percepi așa, dar e dificil în teorie să te gândești că o viață scurtă cu o viață lungă e același lucru. Eu sunt de acord. Hai spune tu și apoi zic eu. Mulțumesc. Nu mai știu cine spunea faptul că omul nu are o viață scurtă, are destul timp să facă orice, dar trebuie să fie atent și să-și măsoare timpul să facă ceea ce dorește să facă la timp și nu prea târziu. Ba, am mai auzit că omul are o viață scurtă din cauza că el până la urmă conștientizează niște lucruri de-a lungul vieții, însă nu mai are timp să-și mai facă o viață cu cele învățate. Adică totuși tot învață, dar trebuie să pune și în aplicare ceea ce învață și până la urmă rămâne cu învățătura. Acum eu cred că depinde de fiecare, de sistemul de valori pe care și îl însușește. Mirela, ai vrut să spui ceva? Da, ziceam că sunt de acord cu ce spunea aici Marcus Aurelius și anume că cel cu o viață foarte lungă și cel care moare în cel mai scurt timp suferă aceeași pierdere, în sensul că, de exemplu, dacă ai 80 de ani sau dacă ai 30, când privești în urmă, e tot nimic. Adică nu e ca și cum poți măsura timpul pe care l-ai petrecut. Bineînțeles că unii dau mai multă însemnătate vieții când au mai mulți ani, pentru că au reușit mai multe, dar depinde pentru cine contează. Că pentru unii contează, alții au ajuns la 60, 70, 80,
fără să fi făcut ceva semnificativ. Dar timpul în sine nu există. Dacă, de exemplu, și acum suntem în prezent. Adică eu am, mă rog, câți ani am și altcineva are 50, să zic, dacă murim acum, pierdem același lucru, și anume momentul prezent, pe care deja nu mai avem. Da, dar de ce spun că asta e contra naturii umane? Pentru că noi mereu trăim nu numai în prezent. Noi suntem cam... Asta și ne distinge pe noi față de alte animale. Ne distinge pentru că noi proiectăm în viitor, da? Multe ori. Deci asta și ne-a oferit. Deci asta a fost abilitatea noastră de a privi în viitor, care ne-a construit societățile și contractele astea sociale, ideea în genere de a prezerva ceva pentru viitor, conservatorismul, da? Adică dacă ai trăit numai în prezent, n-ai... De aia eu când aud de chestia asta cu trăiești în prezent, vrei nu vrei, parcă am așa, un drăgușor așa sceptic care îmi spune, băi, da, cam e un fals, clișeu, e cam forțat, da, chestia. Eu înțeleg valoarea, da, trebuie să fii în prezent, dar nu mai prezentul, deci... Eu n-am zis în sensul acela, sunt de acord cu tot ce ai spus și am văzut și videoeseul cu, nu mai știu, în care vorbeai despre prezent și despre faptul că nu putem fi în prezent, că omul e singurul animal care e obligat să se aducă pe sine în prezent și e cumva utopic, nu se poate așa ceva. Da, da, da. Da, omul are, despre anxietate, cred că omul are anxietate pentru că el... transpune viitorul în prezent. Chiar un psiholog vorbea despre asta. Am uitat cine anume, dar Mowbray, probabil. În fine, da, el, omul e așa o ființă care transpune viitorul în prezent și îl amplifică în însemnătatea lui, știi, independență, cred că, de om, clar, dar animalele nu chiar fac așa, știi, ele sunt mai instinctuale, instinctive. Mi-a venit acum ceva în minte. Vrei să-ți faci un plan pentru viitor și îl scrii pe o foaie, știi? Și te pui și îl memorezi. După aia, nu știu, mergi la magazin, mergi pe plajă, mergi unde vrei tu și îți vine minte, băi, eu ce plan mi-am făcut pentru viitor? Știi, apelezi la trecut ca să știi ce vrei să faci. Da. Deci, la urmă, ceea ce vrei să faci acum, în prezent, ține de trecutul tău. Acum, eu cred că nu poți să treci mai în prezent pentru că mereu faci apel și la trecut și apoi și la viitor. Deci e un fel de balance. Nu poți să stai mai în prezent. Altfel... Da, corect. Nu știu. Mai da, și mai ales... Și mai ales din perspectiva lui Aurelius ca împărat. Tu nu poți trăi numai în prezent ca un împărat. Tu trebuie să planifici. Tu ai un raport cu alți oameni față de care ai responsabilități, știi? Tu trebuie să știi trecutul, relația între voi, viitorul. Trebuie să proiectezi. Deci... Mantra asta din toate stoicismul îmi pare cam, nu că falsă, dar tare limitată. Deci nu o văd așa de universal cum o exprimă Aurelius, știi? Văd mai mult ca o liniștire în timpurile de după luptă, de după... Clar că Aurelius avea gânduri tare morbide, probabil, și vrea să se calmeze. Și asta o văd mai mult, o calmare în situații de criză. Fii în prezent, fii în prezent, pentru că nu poți controla viitorul, știi? Nu poți schimba trecutul. Ideea asta, dar... Ca o, știi, să ai simțurile tale direcționate doar pe prezent, tu n-ai fi om, e imposibil să fii așa. Acum mă gândesc așa, el și-a scris gândurile astea pentru sine într-o carte pe care o va mai citi el ca să-și aducă aminte de un trecut preferabil și nu actualul. Trecutul cu morți, cu războaie, cu toate astea. Deci un fel de conștiință și-a ales această conștiință la care să se gândească. Adică gândurile astea pe care acum le-am citit. Deci un fel de transfer de trecut. Încearcă să înlocuiască trecutul ăla cu unul unde conștiința și-a pus mai mult loc. Pentru că dacă ar fi stat să se gândească numai la trecutul cu morți, cu războaie, cu fluvii de sânge... mintea ar fi luat un pic razna, adică conștiința lui i-ar fi făcut cu mâna papa, plec, și nu s-ar fi simțit-o mai în regulă. Cartea asta a fost un fel de să-l țină pe el în viață, o descărcare, un fel de destăinuire a lui
care tot el o va citi, un fel de când mergi la preot, știi, să te spovedești. Așa a fost, da, o spovedanie, da. Tot așa mie, a spus și mie nu mi se pare o spovedanie. E și o spovedanie, deși o îndemnare, o sfată către sine. O îndemnare sau mai degrabă el caută să dezvolte sau să înflorească o parte care îi place din el. Pentru că da, el nu vorbește aici despre lucrurile urâte pe care le-a făcut sau din punct de vedere militar. Da, da. Adică deci, e un pic blând cu el. Nu știu cum să spun. Iertător, da. Optimist. E, da, și ca și cum ar ști că va fi, că acest jurnal va fi văzut și de alții. Eu așa văd că e foarte atent cu ceea ce scrie și poate pe ce anume pune atenție și lumină. Păi era perfecționist. Ori asta, ori poate chiar era conștient. Clar că Itachești împăratul cel mai mare imperiu din acea perioadă. Clar că cineva ți-ar găsi documentele, știi? Cred că probabil era conștient de asta. Și copiii și urmașii. A avut o gândire atât de colectivă încât, plus cu gândirea lui, reflecțiile lui asupra morții, s-a gândit și la conștientizarea morții sale în planul celorlalți oameni. Adică, până la urmă, când voi muri, ce vor face ceilalți oameni? În sensul meu, în cercul meu. Cred că se vor uita să îmi vadă de lucrurile mele, de cartea asta, la care văd ăștia că muncesc de obicei și la care mă liniștesc, că până la urmă, cum dracu te liniștești tu așa, îți reînvii pofta de viață, stricismul ăsta? Uite, îmi scriu gândurile astea, reflectez. Da, pur și simplu, e oricum o speculație a noastră, nu putem ști la sigur. Exact. Dar ca chestia cu confesiunea, asta e chestia în cartea asta, e un fel de, deci Aurelius e și ăsta care oferă confesiunea, dar și asta care el e și părintele care parcă își dă singur lui sfaturi. El îs amândouă roluri în asta, văd, știi? De aia e ca un jurnal, când de parcă ai vorbit cu tine, de parcă, nu știu, ori ai fi un prieten bun, ori, da, te vezi la treia persoană, într-un fel. Și, în genere, chiar mulți spun că, băi, dacă să iei deoparte gândul către sine însuși, jurnalul lui Aurelius și să-l judeci pe Aurelius fără documentul ăsta, n-a fost împărat rău, deci a fost decent, deci, dar nu-ți creează impresia asta că el era atât de contemplativ, or, știi? Deci, impresia noastră față de Aurelius ca rege filosof e mare parte condiționată de documentul ăsta, știi? Spre deosebire de alți împărați care îi cunoaștem doar din surse secundare, deci este o perspectivă tare unică, știi, să citești gândurile unui om atât de important. E ca o șansă, că toți oamenii au și părți pe care nu le știm, doar că nu ne sunt expuse. Adică da, faptul și că noi vedem. Și ea doar faptul că el, fiind în așa, având atâta lux care putea să-l aibă, dacă voia, adică are intenționat uneori să dezicea, parcă fortifică, confirmă și mai mult filosofia asta stoicismului. Deci el e un exemplu bun al unui stoic, știi? În același timp, fiul lui, de exemplu, Commodus, e un exemplu în care stoicismul întotdeauna are efect. Eu sigur că Aurelius a încercat să-i transmită, da, stoicismul fiului, dar didn't work. Ori mai e și Seneca care vorbea că n-ai nevoie de bani și așa mai departe, dar singur era senator bogat și așa mai departe, deci este o fel de contrazicere în filosofia lui, dar în fine. Da, mi se pare un pic ipocrit, poate că e prea mult spus ca un împărat să spună că nu ai nevoie de lucruri materiale. Și Nu, n-am spus de Aurelius. Aurelius nu spunea asta. Seneca mai degrabă spunea asta. El era alt stoic. El era un fel de om politic tot. Aurelius spunea că nu-i nimic bun și nici rău în bogății. Asta e un fel de neutralitate. Deci nu văd așa ipocrit, văd destul de onest. Adică n-a negat valoarea bogățiilor. Da, chiar ai citit mai devreme. Da. Aici, La Monsieur Critic a scris ceva interesant pe YouTube. Părerea mea este că ceea ce este necunoscut nu ține cont de viața în sine trăită.
sub această formă fizică și intensă emoțională, noi ne temem de fapt că vom fi lăsați în spatele timpului. Vom trăi la trecut, ca amintire. Vom fi lăsați în spatele timpului. Nu știu dacă asta ne deranjează atât de mult. Cred că vine dintr-o stare mai egoistă, pur și simplu biologică egoistă, decât metafizică. Nu cred că noi gândim atât de metafizic la asta. Poate, nu știu. Mă întrebați peste câteva decenii, probabil. Ok, hai să continuăm și să sfârșim de grabă. Totul e o părere. Asta mi-a părut interesant. Totul e o părere. Sunt evidente obiecțiile adresate cinicului Monimos. Monimos era un cinic din Siracuza. Apropo, un cinic care... Siracuza, unde Platon a încercat să instaureze republica lui, o formă de guvernament, și nu i-a reușit. Sunt evidente obiecțiile adresate cinicului Monimos. Este de asemenea evidentă și utilitatea celor afirmate de el. Dacă cineva admite ceea ce este agreabil în acestea, în limita adevărului. Deci totul e o părere, este de asemenea evidentă și utilitatea celor afirmate de el, dacă cineva admite ceea ce este agreabil în acestea, în limita adevărului. Deci totul e o părere în limita adevărului, în fel de perspectivism, dar în limitele rațiunii ale logosului, știi? Nu-i deja, unii ar spune că, bă, și Marcus Aurelius e postmodernist sau ce, ori e ca Nietzsche, că nu există adevăr obiectiv. Nu-i chiar așa, adică el îi spune că oricum... chiar aici este o notiță. În concepția stoicilor, opinia este o formă al asentimentului. Da, opinia asta, probabil e o continuare, Platon vorbea despre doxa. Opinia, deci diferența între doxa și argument. Nu ți-am minte termenul în greacă, dar între opinie și argument. Deci sunt două chestii diferite. Sufletul omului se aruncă în dezordine pe sine însuși mai cu seama când devine, atât cât stă în puterea lui, un absces și... un absces. Și, ca să zic așa, o excrescență a lumii. Aș arăta nemulțumirea față de unul dintre evenimentele care au loc înseamnă o distanțare de natură, în care sunt conținute ca părți toate naturile celorlalte ființe. În al doilea rând, se aruncă în dezordine când respinge orice ființă umană sau se îndreaptă împotriva ei cu intenție de a o vătăma, cum fac de pildă sufletele celor aprinși de mânie. În al treilea rând, sufletul se aruncă în dezordine atunci când se lasă învins de plăcere sau de suferință. În al patrulea rând, când se preface și face sau spune ceva în mod fals și nesincer. În al cincilea rând, când acțiunile și impulsurile sale nu sunt îndreptate spre vreun scop anume, ci se produc fără rost, la întâmplare și în mod inconsecvent, în timp ce e datoria noastră ca până și cele mai neînsemnate acțiuni să aibă loc țintind spre o finalitate. Dar scopul ființelor raționale este acela de a se supune rațiunii și legii cele mai respectate cetăți și guvernări. Și el când vorbește despre cetate și guvernare, cetatea asta, e vorba de cosmosul văzut ca o mare cetate formată din toți oamenii și zeii. Această cetate este guvernată de rațiunea universală și divină. Da, adică trebuie orice acțiune, chiar și cea minusculă, trebuie să aibă un rost și trebuie să țintească spre o finalitate. Nu e destul de clar, deci nu cred că putem dezmembra aici ceva super profund, adică e clar, nu trebuie să te abați prea mult de la suferință sau plăcere, deci să fii stoic, da? Să fii calm. Și încheiem cu acest aforism mai lung. Durata vieții omenești e un punct, substanța sa. Asta îmi place, apropo, aforismul ăsta, pare să l-am inclus în episodul 5. Doar cu traducerea mea caragioasă, că am și versiunea în engleză. Durata vieții omenești e un punct, substanța sa un flux, senzația obscură, întreaga alcătuire a trupului, sortită unei rapide putrefacții, sufletul un vârtej, soarta greu de ghicit, faima nesigură. Pe scurt,
Tot ce ține de trup e un fluviu, iar tot ce ține de suflet un vis și o vanitate. Viața este un război și un popas făcut de un străin, iar renumele peste ani, uitare. Ironic, în cazul tău nu chiar uitare, te ține minte. Cine poate așadar să ne însoțească în viață? Un singur și unic lucru. Filozofie. Dar aceasta presupune păstrarea daimonului interior. Sufletul, e spiritul ăsta care îți spune ce să faci. Dar aceasta presupune păstrarea daimonului interior la adăpost de orice dezordine și neajuns, mai puternic decât plăcerile și suferințele, nefăcând nimic la întâmplare, în mod fals și ipocrit, fără să aibă nevoie ca un altul să facă sau nu ceva, și chiar capabil să primească tot ce se întâmplă și tot ce ai sortit ca venite din același loc din care și el a venit. Ce o notiță. Sufletul omului este o parte din sufletul divin universal. Da. Și mai ales capabil să aștepte moartea cu sufletul împăcat, considerând-o nimic altceva decât o descompunere a elementelor din care este alcătuită fiecare viețuitoare. Și dacă pentru aceste elemente nu este nimic înspăimântător în faptul că fiecare se transformă, fără întrerupere, unul în altul, din ce cauză ar trebui cineva să se teamă de transformările și descompunerile tuturor lucrurilor. Căci este un lucru potrivit naturii și nimic din ceea ce se întâmplă potrivit naturii nu este rău. Că pasajul ăsta care îl iubește și mai ales capabil să aștepte moartea cu sufletul împăcat. Și este o notiță, acceptarea destinului, amor fati. Amor fati despre care și Nietzsche vorbea, să-ți accepti destinul. Dar el vorbea prin prisma analogiei încă o idee cu întoarcerea eternă. Adică imaginează-ți un scenariu, dacă un demon, da, un daimon, vine la tine și îți spune, băi, dacă acum vei fi condamnat pe o infinitate, să-ți retrăiești din nou viața. Deci să o trăiești din nou și din nou, aceleași momente, și să știi că le trăiești din nou. Un fel de Groundhog Day, da? Dacă va fi așa, tu mă vei urâi, deci mă vei alunga de aici, spune, ce cu tine? Mai scurt, vei accepta soarta, ori... Și asta presupune că ar trebui să-ți trăiești o viață în care ești gata să accepti din nou suferințele care le-ai trăit. Deci ești gata să mai treci prin dificultățile care le-ai trecut, că nicio viață nu e, știi, smooth. Clar că la toți variază, dar asta da, presupune amor fati prin, mă rog, perspectiva lui Nietzsche, dar ceva probabil similar și la Aurelius. Dar e greu să accepti soarta. Ori asta poate e o pasivitate, nu știu, poate nu-i... Dar asta, apropo, da, unii spun că asta e o parte în care Nietzsche parcă se contrazice pe el însuși, pentru că da, el vorbește despre Ubermensch, despre will to power, trebuie să te depășești, să te autodepășești, dar în același timp trebuie să-ți accepti soarta, adică să trăiești așa de parcă ți-ai accepta soarta. Da, cred că o leagă diferit. Deci să trăiești așa de parcă ai fi capabil să mai retrăiești aceeași viață până la infinit. Deci cu toate suferințele, toate necazurile și așa mai departe. E un compromis, parcă, în filosofia lui Nietzsche, unde el spune că poate da, poate e o modestie, o doză de modestie în care înțelegi că oricum multe chestii sunt afară controlului tău, chiar dacă trebuie să te autodepășești. Deci există poate un pic și stoicism în Nietzsche. Clar, cu suferință și așa mai departe. Dar unii ar spune că poate asta e pasivitate, știi? Să accepti soarta, amor fati. Voi ce credeți, e pasivitate? E nevoie de o anumită pasivitate? Nu știu, o văd ca o... Chestia asta e o dorință de a categoriza ceva anume. Acum putem spune că Nietzsche a fost puțin stoic, apoi nihilist, sau așa, sau așa, sau așa, sau așa. Cred că a fost Nietzsche în sine. Așa cum a putut fi. Nu știm ce a vrut el să fie. Sau probabil știm, poate ne-a zis.
Și văd asta că ar trebui să ne obișnim să acceptăm faptul că noi suntem așa cum suntem. O văd ca o dificultate pentru că suntem niște oameni, niște creaturi sociale și văzând diferențele între noi unii cu alții, dorim niște lucruri și de la ceilalți, pe care nu le putem avea, dar tânjim la ele. Și chestia asta ne deprimă atunci când ne uităm la noi înșine și vedem cine suntem și că nu avem potențialul de a fi cine sunt acele persoane. Deci, în concluzie, cred că de aceea este greu să ne obișnuim și să acceptăm ceea ce suntem noi, pentru că în continuare, oricum, tot trebuie să trecem prin viață uitându-ne la ceilalți. Ceilalți diferiți, care probabil am dorit să fim la fel ca ei, sau să luăm anumite lucruri de la ei, dar care ne sunt imposibile să ni le atribuim. Apropo, good point, pentru că el cu asta și începe cartea, prima carte de credits, da? Că poate pot așa puțin să trec prin ea, deci îi mulțumește tutorilor, îi mulțumește mamei. Și anume, nu îi mulțumește așa vag, cum noi spunem, știi, cum nu știu, că vezi atleți care câștigă ceva vreo medalie, devin campioni și spun thanks to my mother, dad, bla bla bla. Dar ăsta a scris aici vreo 10 pagini, deci spune exact ce. De la mama, respectul pentru zeii, generozitatea, faptul de a mă abține, nu numai de la săvârși răul, ci chiar de la a concepe astfel de gânduri. De la străbunicul meu, faptul de a nu frecventa școli publice, de a avea parte de profesori buni acasă și de a înțelege că pentru astfel de scopuri trebuie făcute eforturi susținute. Smult aici. Mulțumesc patronilor. Da, un fel de mulțumiri patronilor, numai că e... Noi îi mulțumire chiar a tutorilor, deci cei care, nu că cei care l-au susținut, dar chiar cei care l-au format așa cum este, știi? Nu, pe de-o parte, este aici o tangență, adică faptul că eu comunic cu voi și am un raport cu voi de mai mult timp, ei tot mă formează mine într-un anumit fel, deci nu trăiesc în izolare, normal. Dar e interesant asta. Da, e... Asta îmi place în Aurelius, ceva similar și cu Camus, poate, mă rog, istoare diferiți, dar au ei asta în comun că gândesc mai comunitar. Deci văd valoarea în raportul ăsta basic cu alți oameni, da? Nimic parcă extraordinar metafizic asta, în asta nu-i, dar e tare important, da? Să apreciezi raportul tău cu alți oameni și faptul că niciodată nu crești în izolare, știi? Și faptul că Aurelius a dedicat 10 pagini aproape și câte sunt în... În explicită, da, l-am murit de la tatăl meu, uite câte a scris aici, vreo 2-3 pagini. Po. Și e foarte explicit. În asta, nu, în creditele ăsta nu văd doar o mulțumire, ci și faptul să ne explice nouă ce părți de oameni sunt în el, Marcus Aurelius. El nu este doar Marcus Aurelius. Da. În el este tatălui și mama lui. Și astfel, parcă confirmând ideea asta că noi suntem interconectați, știi, cosmopolitanismul ăsta lui. Da, că nu m-am gândit la asta, e tare bine că ai notat-o. Adică, în exemplu vieții lui și exemplu clare, concrete, da, el a scris fiecare calitate, ce deprinderi a luat de la fiecare, prin asta a demonstrat că, da, el n-a apărut dintr-un vid. El în relație cu alții și el prin viața lui a înțeles responsabilitatea asta, da? Și de-aia poate stoicismul lui e mai autentic decât la alți stoici, de exemplu, eu cred. E mai viu, îl vedem transpus în viața lui, vedem dificultățile cu care el se întâmplă, deci, care el le întâmplă. Și pe cât asta, nu mai țin minte care era numele lui, ăla care îl critica pe Aurelius la podcastul ăla de la BBC, pe cât el spunea că asta nu e sistem filosofic și mai departe. So what, știi? Eu cred că de la Aurelius poți să iei mult mai chestii mai valoroase decât, nu știu, de la Hegel, de exemplu. La Hegel e valoros să-l studiezi, să înțelegi gândirea mai apoi, cum Marx a inspirat la el și mai departe. Deci e important în plan așa, să vezi, să studiezi culturile, să vezi unde a plecat lumea, dar...
în plan individual e mult mai util așa ceva decât, nu știu, să înveți monadele lui Leibniz sau ceva de tipul ăsta, știi? Deși eu așa mă bastardizez tot asta, dar... Că este o valoare în, da, în stoicism, în sensul e tare practic. O categorie forțată sistemul ăsta filozofic, știi? Aici da, e ok, s-a întâmplat ceva, poți folosi chestia asta, nu e obligatoriu, cum ar fi la un sistem filozofic, să fie acolo, pus într-o categorie. Vezi că ăștia care spun că asta nu-i filosofie, îți gândesc din sens academic. Și da, poate exact, academic vorbind, asta nu-i filosofie, pentru că aici nu înveți concepte noi, nu, sunt chestii de bază, da, de astea, de zi de zi. Și reproșurile astea n-au sens pentru că Aurelius din start nu cred că s-a considerat mai decât filosof. El niciodată nu se referă la el ca filosof, cel puțin din câte știu. Deci e împărat, e rege, e tată, e, mă rog, filosofează, deci asta e diferența, da? Adică, normal, filosofează, dar ce înseamnă filosofa? A te gândi asupra faptelor, asupra conceptelor, a abstractiza, dar și a pune ceva în practică, eu cred, numai decât tot e abstract. Și, până la urmă, noi toți filosofăm, oarecum, știi? Oamenii chiar care n-au auzit de filosofie, dacă te iei după definiția ei pură. Exact. Viața merge cu filozofia. Da, chiar oamenii care... Exact, și când spun, da, că ramurile filosofiei, epistemologie, metafizică, și termeni complicați, și de acord, sună tare complicat, dar epistemologia asta e ramura științei care învață cum noi știm ceva, da? Învățăm cum noi de fapt învățăm, cum cunoaștem ceva. Asta e clar că noi asta învățăm, da, chiar în școală obișnuită. Noi învățăm cum să înveți corect, da, ori cum să... Metoda asta. Deci asta e epistemologie, ori metafizică, locul omului în univers, cum noi ne vedem în raport cu universul, deci natura la realității, toate astea sunt nu numai filosofice, metafizică se duce și în religie, și în știință parțial, deci se răsfrânge la multe chestii și de-aia terminul de filosofie e foarte larg, știi? N-are numai termenul ăsta academic care unii academici îl socot. Ori mă rog, lasă-l să-l privatizeze lor. Eu fac ceea ce fac, popularizez chestiile astea și cred că este o valoare în ea, chiar și la oamenii simplu. Ar trebui, știi, să o scoatem din coasta asta de fielders și să o ducem la pământ. Și cred că asta a făcut Aurelius într-un anumit fel. Ar da prin practică cum... poți implementa stoicismul, oricât e de dificil să-l implementezi în unele cazuri. În fine, eu cred că partea asta am discutat-o destul și poate azi vedem, azi votăm pe Discord, azi vedem următoarele și ne vom face, dar vă mulțumesc pentru participare în genere, tare fain, eu cred, nu știu, mie îmi dă plăcere formatul ăsta, adică faptul că aud păreri diferite și mă hrănesc din asta, parcă știi. E cu tot altceva decât să vorbești singur cu tine însuți, nu știu. Da, sigur. Suntem aici pentru tine și tu ești pentru noi. Asta e o relație de simbioză, mi se pare că în biologie se numește. Așa că e ok, e bine, da, e plăcut. E reciprocă, da. În fel de dialectică. Nu e parazitară, știi. Da. Fiecare parc extrage o valoare din asta. Eu aș vrea să cred, știi? Da, vom vedea. Eu cred că cu Aurelius o să mai discutăm, poate numai decât data viitoare, dar depinde de cum ați votat. De fapt, voi ați votat mai mult. Parmisia a doilea loc era căderea lui Camus și mai erau acolo arta războiului lui Sun Tzu. Cred că să ajungem și la ea eventual. Dar asta a fost o parte mică din meditație. A fost doar câte... spun, mai puțin de 10 pagini, probabil. Și cam asta a fost intenția mea, să fie un fel de slow reading și să ne expunem gândurile. Că nu văd sensul să citești repede și să treci peste... Deci pierzi esența. Chiar și Nietzsche, același Nietzsche vorbea, dacă trebuie să citești ca filologul, trebuie să citești încet, lansam. Vorbea. Așa că o să vedem. Cred că ne vom mai reîntoarce la Aurelius, dar sper că a fost o introducere cât de cât. Chiar dacă la început am vorbit singur cu mine, probabil cu Camus pe fond, dar
Happens, happens. În fine, mersi pentru... Eu cred că voi mai rămâne pe Discord puțin, dar voi stânge live-ul. Mersi la cei care s-au alăturat în comentarii. Scuzați dragi că nu v-am răspuns la toți. Hai, cavalerii, să încheie și tu spui. Dragi oameni. Dragi oameni, tocmai ați văzut în 3 ore niște gânduri ale noastre înșine cu ajutorul cărții lui Marcus Aurelius, gânduri către sine însuși. Nu, da, datorită lui Andrei. Eu sunt doar startul, adică eu sunt puntea inițială, clar că am creat această platformă și comunitate, dar evident, e un clișeu, dar fără comunitate nu-i comunitate, știi, fără oameni. Așa că e reciproc, deci voi toți sunteți activi, așa că mersi. Bine, ne mai vedem. Eu o să mai rămân în Discord, dar bye-bye la cei de pe YouTube. Să aveți o zi